Sebastian Japrisot, doamna din mașină. Doamna, n-am văzut niciodată marea. Podaua din plăci pătrate albe și negre se leagănă ca apa la câțiva centimetri de ochii mei. Îmi vine să mor de durere. Da, mai am până să-mi dau sufletul. Când cineva s-a aruncat asupra mea, doar nu bat câmpii, cineva, ceva s-a prăvălit asupra mea, m-am gândit. N-am văzut încă niciodată marea. De câteva ori începuse să-mi fie frică. Frica de a fi arestată. Frică de orice. Mi-am îșghebat în grabă o mulțime de scuze idiote. Dar atunci mi-a fulgerat prin minte cea mai prostească. Nu mă loviți! Nu sunt cu adevărat rea. N-am vrut decât să văd marea. Mă știu de asemenea că am strigat. Am strigat din răsputeri. Și că sunetele au rămas totuși zăvorâte în pieptul meu. Eram smulsă de la pământ. Cineva mă năbușa. În timp ce strigam într-una, prin cap mi se învârtea un gând. Nu poate fi adevărat. E un coșmar. Am să mă trezesc în camera mea și va fi lumină. Apoi, iată. Mai tare decât toate gemetele, da, am auzit pârâitul oaselor propriei mele mâini. Mâna pe care cineva mi-o strivea. Durerea nu iese nici neagră, nici roșie. Este o fântână de lumină orbitoare, care stăruie numai în capul tău. Cu toate acestea, te înfunzi în ea. Fruntea mea zace pedalele răcoroase. Se vede că am leșinat a doua oară. Să nu miști. Mai ales, nu te mișca. Nu sunt întinsă pe podea, ci în genunchi. Masura brațului stâng e lipită de pântece. Stau ghemuită pe durerea mea, pe care aș vrea să o stăvilesc. Dar ea îmi cuprinde umerii, ceafa, șalele. Foarte aproape de ochiul meu, prin perdeaua părului răvășit, zăresc o furnică mișcându-se pe un pătrat alb. Mai departe, o formă cenușie, verticală, trebuie să fie țeava ghiuvetei. Mi-am minte să-mi fi scos ochelarii. Trebuie să fi căzut când am fost trasă înapoi. Nu, i-am pierdut mințile. Cineva, ceva, m-a tras înapoi înăbușindu-mi strigătele. Și acum trebuie să-mi găsesc neapărat ochelarii. De câtă vreme zacoare astfel, în genunchi, într-o încăpere de doi pași pe trei, cufundată în penumbră? De mai multe ceasuri? Abia de câteva secunde? Nu mai leșinase niciodată în viața mea. E mai puțin ca o sfâșiere, o simplă zgrietură în memorie. Dacă m-aș afla aici de mai multă vreme, cineva din cei de afară s-ar fi interesat de mine. La început mă aflam așadar în picioare, în fața chiuvetei și îmi spălam mâinile. Mâna mea dreaptă, pe care o plimb pe obraz, este încă umedă. Trebuie să-mi regăsesc ochelarii. Trebuie să mă ridic. Când îmi îndrept capul, o fac cu grabă, cu prea multă grabă. Plecile pardoselei se învârtesc. Mă tem să nu leșin din nou. Dar totul începe să se liniștească. Vâjeala din urechi și chiar durerea. Aceasta se scurge toată mâna stângă, pe care nu o privesc, dar pe care o simt ca de piatră, nemăsurat de umflată. Să mă agăț cu mâna dreaptă de ghiuvetă, să mă ridic. Când mă aflu în picioare, imaginea mea tulbure se leagă neodată cu mine în oglinda din față și am impresia că încep din nou să capăt măsura timpului. Știu unde mă aflu. Toaleta unei stații de benzină pe șoseaua spre Avalon. Acum știu și cine sunt. O idiotă care fuge de poliție. Un obraz reflectat în oglindă, spre care mi-ntind fața până aproape să o atingă. O mână care mă doare și pe care o ridic până la înălțimea ochilor spre a o privi. O lacrimă care mi s-a prelins de-a lungul obrazului și îmi cade pe această mână. Șuierul unei răsuflări într-o lume atât de ciudat tăcută. Iată ce sunt. Lângă oglinda în care mă privesc, îmi pusesem la venire geanta, pe o policioară. E tot acolo. O deschid cu chiu cu vai, cu mâna dreaptă și cu dinții. Îmi caut cea de-a doua pereche de ochelari, aceea pe care o pun când bat la mașină. Chipul meu îl văd limpede acum în oglindă. Este mânjit de praf, are dâre de lacrimi și alungit de spaimă. Nu îndrăznesc să mă mai uit la mâna stângă, pe care o țin lipită de mine, apăsată pe taiorul alb, murdar de sus până jos. Ușa încăperii este închisă, cu toate că eu o lăsasem deschisă atunci când intrasem. Dar nu mi-am pierdut mințile. Ne-am oprit mașina și am cerut să mi se facă plinul de benzină. Am vrut să mă pieptăn puțin și să-mi spăl mâinile. Mi s-a arătat o clădire cu zidurile albe, ceva mai departe de pompa de benzină. Înăuntru găsisem că era prea întuneric și am lăsat ușa deschisă în urma mea. Nu mai îmi dau seama dacă s-a întâmplat de îndată sau apucasem să mă pieptăn. Îmi aduc doar aminte că am deschis un robinet al chiuvetei, că apa era rece. Ba da, mi-aranjasem părul, sunt sigură, când, deodată, am simțit ca un curent puternic de aer, o prezență. Nu știu ce,
O ființă vie și brutală în spatele meu. Am fost mulsă de la pământ, am strigat din răsputeri fără ca vreun sunet să-mi iasă din piept. N-am avut timp să-mi dau seama ce mi se întâmplă. O durere îmi sfredela mâna și îmi străfulgera tot trupul. Eram în genunchi, singură, și acum sunt aici. Îmi deschid din nou geanta. Banii sunt la locul lor, în plicul cu antetul biroului. Nu mi s-a furat nimic. E absurd. E cu neputință. Număr bagnotele. Mă încurc și o iau de la capăt. Un fior rece îmi fulgeră prin inimă. Deci nu banii mei au fost ținta, nici altceva. Ceea ce s-a urmărit, nebunesc, am să nebunesc, a fost să mi se zdrobească mâna. Îmi privesc mâna stângă. Degetele sunt enorme și vinete și deodată nu mai rezist. Mă prăvălesc lângă ghivetă, recad în genunchi și urlu. Am să urlu ca o fiară până la sfârșitul veacurilor. Am să urlu, am să plâng, am să bat din picioare până ce va veni cineva și am să văd din nou lumina zilei. Aud pași grăbiți afară, glasuri, pietrișul care scârție. Urlu. Ușa se deschide larg, dând la iveală o lume orbitor de luminoasă. Soarele de iulie nu și-a schimbat locul deasupra colinelor. Oamenii intrați, care se apleacă asupra mea vorbind toți odată, sunt aceiași pe care i-am întâlnit când am coborât din mașină. Îl recunosc pe garajist, pe cei doi clienți, probabil de prin partea locului, opriți și ei să facă plinul. În timp ce sunt ajutată să mă ridic, plângând în hohote, mintea mi se agață de un amănunt prostesc. Robinetul chiuvetei continuă să curgă. Acum o clipă nu-l mai auzeam. Trebuie să închid acest robinet. Trebuie neapărat. Cei care mă privesc nu mai înțeleg nimic. Nici că nu știu de câtă vreme mă aflu acolo. Nici faptul că am două perechi de ochelari. Întinzându-mi pe cei căzuți, mi se repete de 10 ori că sunt ai mei, cu adevărat ai mei. Mi se spune, liniștiți-vă, hai, liniștiți-vă. Sunt luată drept nebună. Afară totul este luminos, atât de liniștitor, atât de teribil de real, încât lacrimile mi se opresc pe loc. Este o stație de benzină ca toate celelalte. Pompe de benzină, pietriș, ziduri albe, un afiș strigător lipit pe un geam, un gard viu de salbă moale și de arbuși de laur roz. Ora 6 seara, pe timp de vară. Cum de-am putut să țip și să mă tăvălesc pe jos? Mașina se află acolo unde am lăsat-o. Zărind-o, sunt din nou cuprinsă de vechea mea spaimă, aceea tupilată în mine în momentul când s-a întâmplat totul. Voi fi interogată? Mi se va cere să spun de unde vin, ce am făcut. Am să răspund totul pe dos și ei vor ghici ceea ce vreau să le ascund. Pe pragul biroului unde sunt dusă, o femeie cu un șorț albastru și o puștoaică de 6-7 ani mă așteaptă cu priviri curioase, deloc neliniștite, ca la un spectacol. Și aseară, la aceeași oră, cu păpușa în brațe, o fetiță cu părul lung mă privea apropiindu-mă. Și ieri seară mi-era rușine. Nu mai știu de ce mi-era rușine. Ba da, știu. Știu foarte bine. Nu pot suporta ochii copiilor. În spatele lor se află mereu fetița care fusesem eu și care mă privește venind. Mare. Dacă lucrurile se încurcă, am să fiu arestată. Va trebui să produc un, cum Dumnezeu îi spune, un alibi, o explicație. Mi se pare că așa se începe. Nu voi spune chiar tot adevărul, dar voi vorbi multă vreme, pe nervi suflate, cu lacrimi în glas. Voi fi victima prostuță a unui vis aiurit. Am să scornesc orice, ca să pară mai adevărat. Crize de dedublare a personalității, bunici alcoolici, sau că am căzut de pe o scară când eram mică. Vreau să le treacă pofta celor ce mă vor interoga, să-i nec într-un torent de tâmpenii siropoase. Le voi spune, nu mi-am dat seama ce făceam. Eram și nu eram eu, înțelegeți? Eu socoteam că era doar un bun prilej de a vedea marea. Vinovată este cealaltă. Îmi vor răspunde, desigur, că dacă doream atât de mult să văd marea, aș fi putut să o fac de mult. N-aveam decât să iau un bilet de tren, duș și întors și să mă instalez într-o pensiune la Palavas-les-Flots, căci au mai făcut-o și altele, fără să moară din cauza asta, iar concediile plătite de aceea există. Le voi spune că am vrut adesea să o fac, dar că n-am putut. De altfel, așa și este. De 6 ani, în fiecare vară, scriu oficiilor locale de turism, hotelurilor, primesc prospecte, mă opresc în fața vitrinelor să privesc costumele de baie. Odată am fost chiar la un deget, degetul cu care n-am apăsat pe butonul soneriei, de a mă înscrie într-un club de vacanță. 14 zile pe o plajă din Baleare, dus și întors în avion și cu o vizită în Palma, inclusă în preț. Orchestră, profesor de not și barcă cu pânze rezervată pe toată durata șederii. Timp frumos asigurat de compania Union V și nu mai știu ce, că te bronzai numai citind programul. Dar înțeleagă cine o putea,
În fiecare vară, eu continui să-mi petrec jumătate din concediu la hotel principal. Nu există decât unul, din Montpellier, Haute-Loire, iar cealaltă jumătate aproape de Compiègne, la o fostă colegă de clasă, care are un soț al ei și o soacră surdă. Ne omorâm timpul jucând belotă, bridge. Nu pentru că aș ține în mod deosebit la tabieturile mele și nici că aș avea o deosebită pasiune pentru jocul de cărți. Nu o fac nici pentru că aș fi din calea afară de timidă. Îți trebuie chiar o anumită îndrăzneală ca să împui capul celor din jur cu amintiri acvatice și tropeziene, când de fapt te întorci din pădurea de la Compiègne. Iată de ce nici eu nu mai înțeleg nimic. Nu pot suferi oamenii care au văzut marea. Îi detest pe cei care n-au văzut-o. Cred că mi-e silă de toată lumea. Asta-i tot. Cred că nu mă pot suferi nici pe mine însă, dacă aceasta poate fi o explicație. De acord. Numele meu este Dani Longo. Mai exact, Marie Virginie Longo. Am inventat numele Daniel când eram mică. Spun minciuni de când am învățat să respir. Acum Virginie mi-ar plăcea mult, dar ce mă fac cu ceilalți care nici nu vor să audă de el? Pentru starea civilă am 26 de ani, dar vârsta minții e de 11-12 ani. Măsur 168 de centimetri, am părul oarecum blond și îl decolorez în fiecare lună cu apă oxigenată diluată, 1 la 30. Nu sunt urâtă, dar port ochelari, cu sticle fumurii. Un truc de-al meu ca să ascund că sunt miopă. Fapt observat însă de toată lumea proastă. Iar ceea ce știu să fac cel mai bine este să tac. De altfel, n-am adresat niciodată cuiva alte cuvinte decât dați-mi, vă rog, sarea, în afară de 2 ori. Și de fiecare dată am pățit-o. Îi urăsc pe oamenii care nu înțeleg de prima oară când mi se dă peste degete. De aceea mă urăsc. Sunt născută într-un sat din Flandra, din care nu mi-amintesc decât mirosul cărbunelui amestecat cu noroi, pe care femeile au dreptul să-l strângă din apropierea minelor. Tatăl meu, un emigrant italian care lucra la gară, a murit când aveam 2 ani, strivit de un vagon din care izbutise să sfure o lădiță plină coace de siguranță. Deoarece de la el a moștenit miopia, presupun că a citit greșit ceea ce era tipărit pe capac. Toate acestea s-au întâmplat pe timpul ocupației, iar convoiul era destinat armatei germane. Cu câțiva ani mai târziu, tatăl meu a fost oarecum reabilitat. De la el păstrez ca amintire, ascunsă în nu mai știu ce sertar al comodei mele, o medalie de argint sau din metal argintat, având gravată o tânără subțirică de tot, care își rupe lanțurile ca un colos de bâlci. De fiecare dată când văd un spărgător de lanțuri, făcându-și numărul pe trotuar, mă gândesc la tatăl meu. E un lucru de la care nu mă pot opri. Dar în familie n-avem numai eroi. La eliberare, la mai puțin de 2 ani după moartea soțului, mama s-a aruncat pe fereastra primăriei, după ce fusese rasă în cap. De la ea nu mi-a rămas nimic. Dacă într-o zi am să povestesc toate astea cuiva, am să adaug, nici cel puțin o șuviță de păr. Cineva m-ar putea privi cu ochii îngroziți, dar mi-e cu totul indiferent. Nu văzusem decât de 2 sau 3 ori în 2 ani, biata femeie, în vorbitorul unui orfelinat. Nici n-aș fi în stare să spun cum arăta. Sărmană, probabil cu o înfățișare de femeie sărmană. Și ea, tot din Italia venise. Se numea Renata Castellani, născută la San Apolinario, provincia Frosinone. Avea 24 de ani când a murit. Am o mamă mai tânără ca mine azi. Acestea toate le-am citit pe extractul de naștere. Maicile care m-au crescut n-au vrut niciodată să-mi vorbească de mama. După bacalaureat, când am devenit liberă, m-am întors în satul în care am locuit. Mi s-a arătat locul cimitirului unde fusese îngropată. Am vrut să economisesc bani și să-i fac un mormânt, dar mai erau și alte persoane în aceeași groapă și nu mi s-a dat voie. La urma urmei, puțin îmi pasă. Am lucrat câteva luni la Le Mans, ca secretară într-o fabrică de jucării, apoi la Noyon, la un notar. Aveam 20 de ani când mi-am găsit un post la Paris. Mi-am mai schimbat locul, dar tot la Paris, unde mă găsesc și azi. Acum câștig 1270 de franci pe lună, după scăderea taxelor sociale, ca să bat la mașină, să clasez dosare, să răspund la telefon și uneori să golesc coșurile de hârtii, într-o agenție de publicitate cu 28 de funcționari. Salariul acesta îmi permite să mă hrănesc cu o friptură de vacă și cartofi prăjiți la dejun, cu iaurturi și dulcesuri la cină, să mă îmbrac aproape așa cum îmi place, să-mi plătesc chiria unei camere cu bucătărie și toaletă în strada Grenelle, să-mi îmbogățesc mintea la fiecare 15 zile citind Marie Claire și în fiecare seară privind la un televizor cu 2 canale, cu ecran mare, supraluminos, pentru care nu mi-au mai rămas de plată decât 3 rate. Dorm bine, nu beau alcool, fumez moderat,
Am avut câteva legături, dar din acelea care nu pot speria o portăreasă de imobil. N-am portăreasă. Da, mă bucur de stima vecinilor de etaj. Sunt liberă, fără griji și pe deplin nefericită. Probabil că toți cei ce mă cunosc, graficienii agenției, ca și băcăneasa din cartier, ar fi uimiți dacă m-ar auzi plângându-mă. Da, de plâns trebuie oricum să mă plâng. Am înțeles înainte, chiar de a fi știut să merg, că dacă nu voi face eu, nimeni altcineva n-are să o facă în locul meu. Ieri seară era vineri, 10 iulie. Mi se pare că a trecut de atunci un secol, într-o altă viață. Nu rămăsese mai mult de o oră până la închiderea agenției. Aceasta ocupă două etaje, altădată locuințe, dintr-un imobil plin de volute și coloane, aproape de trocadero. Aproape peste tot au fost lăsate lustrele de cristal, care răsună zglobiu la fiecare curent de aer, căminele de marmură și niște oglinzi șterse. Biroul meu e la al doilea etaj. Soarele intră pe fereastra din spatele meu și se oprea pe hârtiile care acopereau biroul. Am verificat planul de acțiune al firmei Froze, apă de toaletă proaspătă ca roa. Am petrecut 20 de minute la telefon ca să obțin reducerea prețului unui anunț prost apărut într-un săptămânal și am bătut la mașină două scrisori. Ceva mai devreme, coborâsem ca în fiecare zi. Se beau cafea la barul tutungerie din apropiere, împreună cu două redactoare și un băiat neostim de la secția de cumpărare spațiului pentru anunțuri publicitare. El îmi ceruse să telefonez pentru anunțul masacrat. Când se tocmește personal, iese totdeauna păcălit. Erau după amiază ca toate celelalte și totuși nu prea. La studio, desenatorii vorbeau de mașini și de Kiki Cahon. Fete care chiuleau treceau pe la mine ca să mă tapeze de țigări. Asistentul asistentului patronului, care de obicei face mult zgomot și își dă importanță ca să pară de neînlocuit, răcnea pe un culoar. Atmosfera nu se deosebea prin nimic de acelorlalte zile, dar se ghicea la toată lumea acea nerăbdare, acea bucurie ascunsă dinaintea unei punți prelungite. Anul acesta, sărbătoarea de 14 iulie cădea într-o marți și fusese stabilit încă din ianuarie, adică din clipa când fiecare și-a primit agenda, că vom face o punte de 4 zile. Ca să recuperăm ziua de luni, am lucrat de 2 ori sâmbătă dimineața, când nimeni, în afară de mine, nu era în concediu. Eu îmi luase în concediul în iunie, nu cu gândul de a servi pe altcineva care voia să plece în iulie, dar pentru că, să mă bată Dumnezeu dacă mint, chiar și hotelul principal din Montbrillant, Haute-Loire, era ocupat în restul sezonului. Lumea e cam nebună. Acum, încă un lucru pe care va trebui să-l explic în caz că mă arestează. Reîntoarcerea mea dintr-un concediu așa zis mediteranean, bronzată la un bec de 220 de volți. Mi-o oferisem o lampă cu ultraviolete pentru aniversare, 180 de franci. Se pare că produce cancer, dar puțin îmi pasă. În mijlocul unei cete zgomotoase, tocmai când aceasta se pregătea la rândul ei de plecare în vacanță. Pentru mine, totul era terminat, caput pentru o veșnicie, până la anul. În ceea ce mă privește personal, perioada de concediu are cel puțin această calitate. O pot uita ușor și fără regrete din clipa când trec pragul biroului. Dar iată că, de astă dată, din cauza punții, agonia s-a prelungit și vacanța a murit treptat. Băieții plecau în concediu în Iugoslavia. Nu știu cum se descurcă ei, dar vând iugoslavilor desene pentru cutii de conserve și au mereu bani blocați acolo. Spun că nu-i mare lucru, dar pentru 5 bancnote de câte 5 franci pe zi, trăiesc ca niște nababi, pe niște plaje care stai răsuflarea, împreună cu soția, cu sora soției și toți copiii. Iar cine este destul de isteț la controlul vameșilor, mai aduce de acolo și daruri, băuturi sau o furcă țărănească, din care face un cuier de toată frumusețea. Îmi împuiaseră capul cu atâtea povești despre Iugoslavia. Fetele se duceau mai mult la Cap d'Antibes. Dacă treci pe acolo, vino pe la mine. Am un prieten în apropiere cu o piscină în care pune un lichid special pentru a modifica densitatea apei și, chiar dacă înnoți ca o cismă, tot te ții deasupra. La ora dejunului, cutreierau prin prisumic sau inopasi, cu un sandwich într-o mână și gratificația din iulie în cealaltă. Le vedeam venind la birou cu ochii de pe acum plini de priveliștea mării, înroșite de atâta alergătură și ciufulite de atâta îmbulzeală la solduri, cu brațele încărcate de chilipiruri, rochia pentru dans din nylon, care intră într-un pachet de țigări, sau tranzistorul Made in Japan, cu magnetofon încorporat, cu care poți să prinzi toate emisiunile postului Europa 1, în timp ce asculți banda cu două piste, iar ambalajul poate servi ca sac de plajă, sau, dacă îl umfli, îl folosești ca perniță. Blestemată să fiu dacă mint, dar una din ele, într-o după-masă, a mers până acolo că m-a chemat la toaletă să-mi spun părerea despre noul ei costum de baie.
Am împlinit 26 de ani, la 4 iulie, sâmbăta trecută. După epuizarea îmbrățișărilor, mării plecări în vacanță. Am rămas acasă, am dereticat puțin și n-am văzut pe nimeni. Mă simțeam bătrână, sfârșită, definitiv îmbătrânită, tristă, mioapă și proastă. Și invidioasă cum nu e îngăduit să fiu. Chiar când nu mai crezi în Dumnezeu, o asemenea invidie devine un păcat. Ieri seară mă simțeam la fel. Aveam în față perspectiva acestei punți nesfârșite, în timpul căreia nu știam ce să fac și, de asemenea, asta mai ales, ascultam proiectele celorlalți pe care le auzeam din birourile alăturate, puțin din pricină că vorbeau tare și puțin pentru că sunt grozav de masochistă și trăgeam cu urechea. Ceilalți își fac întotdeauna planuri. Eu nu știu să prevăd nimic. Dau telefoane disperate în ultimul moment și, în 9 cazuri din 10, nu găsesc pe nimeni sau sunt angajați în altă parte. Se întâmplă uneori și mai rău. Am organizat o cină la mine, cu o ziaristă care îmi făcea servicii în muncă și un actor destul de cunoscut, pe care îl iubea, împreună cu un desenator al agenției, ca să nu par chiar de tot bleagă. Ne-am înțeles cu 15 zile înainte, mi-am notat pe 15 pagini în agenda mea și când au venit, bună ziua, ce mai faceți, uitasem de ei cu desăvârșire și ceea ce le puteam servi erau numai niște iaurturi și dulcețuri. Ne-am dus să mâncăm într-un restaurant chinezesc și a fost un circ întreg ca să mă lase pe mine să plătesc. Nu-mi dau seama de ce sunt așa. Poate din cauza celor 18 ani din viață când n-am avut decât să execut niște ordine. Proiectele pentru vacanță sau chiar numai pentru o simplă duminică le făceau alții în locul meu și erau mereu aceleași. Vopseam din nou paraclisul împreună cu altele care, ca și mine, nu aveau pe cineva în afara orfelinatului. Îmi plăcea de altfel să vopsesc. Rătăceam cu o minge sub braț, prin curs de recreație pustii, iar uneori eram dusă la Rubé, unde maica superioară avea un frate farmacist. Rămâneam acolo câteva zile să fac pe casiera, ni se dădea înainte de fiecare masă câte o fiolă de întăritor și apoi maica superioară venea să mă ia. 13 ani, în timpul unei asemenea călătorii la Rubé, am făcut sau am spus ceva care a întristat-o. Nici nu mai știu ce, era fără importanță. Și atunci a hotărât, chiar înainte de a ne urca în tren, că îl vom pierde pe acela cu care trebuia să ne întoarcem. A mers cu mine într-o berărie și mi-a dat tot felul de scoici, după care ne-am dus la cinema. Am văzut Bulevardul Crepusculului. Maica superioară, la ieșire, era moartă de rușine. Alesese acest film pentru că păstra o amintire de neșters despre Gloria Swanson în rolul de tânără neprihănită și nu putea bănui, desigur, că filmul va așterne în fața ochilor mei, în mai puțin de 2 ore, toate nerușinările care îmi fusese ascunse dintotdeauna cu grijă. Și eu plângeam pe drumul spre gară. A trebuit să alergăm ca nebunele să prindem ultimul tren, dar nu plângeam de rușine, ci de încântare. Eram zdrobită de o melancolie delicioasă, mă sufocam de dragoste. Era primul film pe care îl văzusem și cel mai frumos din viața mea. Ea trage în William Holden și el se clatină sub gloanțe până ajunge la piscină. Când Erich von Stroheim îndreaptă camerele jurnalului de actualități spre ea, care coboară scara, crezând că turnează un nou rol, am crezut că mor acolo, pe scaun, într-un cinematograf din Rubé. Nu pot să spun mai mult. Eram îndrăgostită de ei. Aș fi vrut să fiu în locul lor, al celor trei, Holden, Gloria Swanson și Stroheim. O iubeam chiar și pe prietena lui Holden. Când se plimba cu el în decorurile studioului pustiu, am dorit cu toată disperarea să particip la această poveste, ca ea să reînceapă mereu, iar eu să rămân tot timpul în mijlocul ei. Ca să-și mai dea curaj, în tren, Maica Superioară repeta mereu că, mulțumită lui Dumnezeu, partea cea mai jalnică a acestei urzeli de rătăciri nu era decât subînțeleasă și că aceasta depășea de altfel puterea ei de înțelegere și era sigură că nici eu nu puteam pricepe ceva. Dar de unde? De când sunt la Paris, am revăzut filmul de mai multe ori și știu bine că, din ceea ce este esențial, nu mi-a scăpat nimic, încă de la primul spectacol. Ieri seară, în clipa când lipeam cele două scrisori pe care le bătusem la mașină, mă gândeam să merg la cinema. Probabil că așa aș fi făcut, dacă aveam o zecime din mintea ce mi se atribuie în zilele mele bune, ceea ce tot nu e mare lucru. Aș fi ridicat receptorul și aș fi găsit cu câteva ore înainte pe cineva care să mă însoțească. Apoi, mă cunosc eu bine. Nici o bombă cu hidrogen căzută asupra Parisului nu m-ar fi putut face să renunț. Și așa nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Urma urmei, cine știe. Adevărul este că ieri, azi sau peste 6 luni, asemenea lucruri trebuiau oricum să mi se întâmple. Eu singură reprezint o fatalitate. N-am ridicat receptorul. Mi-am aprins o țigară și m-am dus să pun cele două scrisori în coșul cu corespondență care se afla pe culoar.
Apoi am coborât cu un etaj mai jos. Am petrecut câteva minute în cămăruța în care se depozitează ziarele, numită în mod pompos documentare. Georgette, fata care lucrează acolo, tăia anunțurile plimbându-și ușor limba peste buze. M-am uitat în Le Figaro, ediția de dimineață, la programele cinematografelor, dar n-am găsit ceva care să-mi placă. Când am ajuns din nou sus, patronul mă aștepta în biroul meu. Deschizând ușa și găsindu-l acolo, în picioare, într-o încăpere pe care o știam goală, am simțit un junghi în inimă. E un om de 45 de ani, poate ceva mai mult, destul de înalt, cântărind aproape 100 de kilograme. Poartă părul tăiat scurt, aproape ras. Trăsăturile ei s-au îngroșat. Au rămas plăcute și se spune chiar că, în tinerețe, fiind mai subțire, era un bărbat frumos. Se numește Michel Caravai. El e fondatorul agenției. Are talent pentru publicitate. Știe să explice limpede ceea ce vrea să obțină și, într-o meserie în care este nevoie să convingi în aceeași măsură pe clientul care te plătește, ca și publicul care trebuie să cumpere, e un vânzător de prima mână. Raporturile lui cu personalul și grija pe care o poartă se mărginesc la chestiunile de lucru. În ceea ce mă privește, nu-l cunosc deloc. Nu-l văd decât o dată pe săptămână, luni dimineața, în timpul unei ședințe de o jumătate de oră, ținută la el în birou, când trece în revistă treburile curente. Eu sunt chemată acolo numai ca să iau note. Acum 3 ani s-a căsătorit cu o fată, de vârsta mea, pe care o cheamă Anita, căreia îi fusesem secretară într-o altă agenție de publicitate. Eram prietene atât cât poți fi cu cineva cu care petreci 40 de ore pe săptămână în același birou. Iei zilnic dejunul împreună într-un expres din strada La Boétie, cu care te întâlnești într-o sâmbătă sau alta pentru a merge la un musical. Când s-a căsătorit, ea a fost aceea care mi-a propus să intru la Caravai. Lucra acolo de câteva luni, iar eu fac azi ceea ce făcea ea. Nu cu același talent, nici cu aceeași sete de reușită și, evident, nici cu același salariu. N-am întâlnit niciodată pe altcineva care să pună atâta îndârjire și egoism în lupta pentru parvenire. Ea pleca de la principiul că, într-o lume în care ceilalți se înconvoie în fața furtunilor, tu trebuie să produci furtuni ca să le poți lua înainte. Era numită Anita Nesuferita. Ea știa acest lucru și semna chiar astfel nota de serviciu cu care înfunda pe cineva. La vreo 3 săptămâni după căsătorie a născut o fetiță. De atunci n-a mai lucrat și, practic, n-a mai văzut-o niciodată. Cât despre Michel Caravai, credeam, până ieri seara, că uitase de faptul că am cunoscut-o cândva pe soția sa. Părea obosit sau preocupat, cu acea culoare lividă pe care o căpăta uneori când urma de mai multe zile un regim de slăbire. M-a chemat pe numele mic, Dani, și mi-a spus că are greutăți. Am observat că fotoliul din fața biroului meu, rezervat vizitatorului, era doldorat de dosare. Le-am luat de acolo, dar el tot nu s-a așezat. Privea în jurul lui ca și cum ar fi intrat prima oară în camera aceea. Mi-a spus că lua a doua zi avionul spre Elveția. Avem un client important la Geneva. Milka B. Laptele praf pentru sugari. Putea lua cu el, ca să obțină viitoarea campanie de publicitate, machete, tiraje speciale pe hârtie cretată, fotografii în culori, material cu care să facă onorabil față, timp de o oră sau două, unei duzini de directori și de subdirectori, cu chipuri glaciale și gesturi manicurate. Dar era în pericol să-i lipsească arma supremă a textelor și de aceea să piardă avionul. Mi-a explicat, fără un zâmbet, dacă n-am auzit asemenea explicații de 100 de ori, nu le-am auzit niciodată, că a fost redactat un întreg raport asupra politicii concurenților și a noastră, dar că în ultimul moment a trebuit să schimbe totul, că acest raport se găsea acum în stare de ciornă, fără nicio formă și, ca să spună pe șleau, nu dispunea de niciun text prezentabil. Vorbea repede, fără să mă privească, pentru că era stânjenit de gândul de a-mi cere un serviciu. Mi-a spus că nu putea pleca chiar fără nimic și nici nu putea amâna întâlnirea cu Milka B., pentru că o mai făcuse de 2 ori. Chiar și niște elvețieni ar înțelege a 3-a dată că suntem o bandă de ajami și că era mai avantajos pentru ei să transporte laptele pudră gratuit la domiciliul clientului. Îmi dădeam destul de limpede seama unde voia să ajungă, dar n-am spus nimic. S-a produs o tăcere, în timpul căreia se juca mașinal cu una din jucărelele înșirate pe biroul meu. Am așezat, am mai aprins o țigară. I-am arătat pachetul de jitan, dar m-a refuzat. În cele din urmă m-a întrebat dacă am vreun plan pentru seara aceea. Vorbește adesea în acest fel, sofisticat, uneori aproape jignitor. Nu-l cred în stare să-și închipuie că aveam dreptul să fac altceva în serile ce mi-aparțineau în afară de a dormi, ca să fiu în putere a doua zi la birou. Nici nu știam, sărmană neroadă, dacă voiam să răspund sau nu. Și i-am zis cu un glas ce se voia impersonal. Câte pagini sunt de bătut? Vreo 50.
Mi-am suflat fumul din gură într-un încântător nouăraș dezaprobator, gândindu-mă, ceea ce strica totul, că scot fumul ca vedetele din filme și că el o să-și dea seama că vreau să fac pe interesanta. Și ați dori să bat totul astă seară? Nu sunt atât de grozavă. Fac 6 pagini pe oră și asta bătând din răsputeri. Luați-o pe doamna Blondeau, poate care să izbutească. Mi-a spus că avionul lui pleacă de-abia la prânz și că niciun caz nu putea fi vorba să încredințeze această misiune doamnei Blondeau. Ea bătea într-adevăr repede, dar n-ar înțelege nimic dintr-un text tixit de corecturi, de trimiteri, de fraze neterminate. Eu, în schimb, știam despre ce e vorba. Am mai spus un lucru și cred că asta m-a hotărât. Nu voia, niciodată n-a voit, să se lucreze la birou după ora închiderii, mai ales din cauza zgomotului mașinii de scris. Etajele superioare sunt locuite, iar reînnoirea contractului de închiriere a societății se face numai cu prețul unor complicate tratative administrative. Mi-a spus că voi veni să lucrez la el, unde voi putea dormi, ca să nu pierd timp dacă n-aș termina noaptea aceea. Voi termina a doua zi dimineață, înainte de plecarea lui. Nu fusese niciodată la el. Aceasta, precum și perspectiva de a o revedea pe Anita, erau motive prea puternice ca să pot refuza. Nu știu ce mi-am închipuit timp de o secundă sau două. Destul ca el să-și piardă răbdarea și să spună cu de la sine putere. Bine, ne-am înțeles. Sunt o idiotă. Mi-am imaginat o cină în trei, într-o încăpere mare cu lumini indirecte. Râsete discrete evocând amintiri. Da, hai, nu se poate. Mai ia din crabul ăsta. Anita mă conduce apoi de mână până în camera mea, puțin înduioșată și sentimentală din pricina vinului pe care l-am băut. O fereastră e deschisă spre noaptea de afară, iar vântul umflă perdelele. El însă mi-a și tras un duș rece. Și-a privit ceasul, spunând că voi avea liniște ca să pot lucra. Servitorii fiind plecați acasă, în Spania, pe timpul concediului, iar el avea pe cap o corvoadă împreună cu Anita să meargă la un festival al filmului publicitar la Palatul Chaillot. A adăugat totuși. Anita va fi fericită să te vadă. Era într-un cutva preferat a ei, nu-i așa? Dar toate astea fără mă privi, îndreptându-se spre ușă, exact ca și cum n-aș fi existat. Vreau să spun că ființă omenească și, în orice caz, mai puțin atent decât ar fi fost cu o mașină de scris IBM electrică cu caractere prezident. Înainte de a ieși, s-a întors și a făcut un semn nelămurit spre biroul meu. M-a întrebat dacă mai aveam ceva important de făcut. Mă gândisem să corectez șpalturile unei broșuri industriale, dar asta mai putea să aștepte. Și, de data asta, am avut și eu, în sfârșit, o replică chibzuită pe care n-am scăpat-o. Să-mi încasez banii. E vorba de o lună dublă, ce ni se plătește jumătate în decembrie, jumătate în iulie. Cei aflați în concediu își primiseră plicul odată cu salariul pe iunie. Ceilalți îl primeau pe 14 iulie. Șeful contabil, ca la toate sfârșiturile de lună, trecea prin birouri și preda plicul în mâna fiecăruia. În general, ajungea la mine abia cu jumătate de oră înainte de plecare. Se ducea mai întâi la redacție, unde se dezlănțuia un soi de cataclism. Dar aseară n-am mai auzit ca redactoarele să se fi repezit pe bietul om. Patronul se oprise nemișcat, cu mâna pe clanța ușii. Mi-a spus că se întorcea acasă și se gândea să mă ia neîntârziat cu el, când va da el personal plicul, ceea ce va îngădui să mai adauge ceva. Să spunem 300 de franci, dacă eram de acord. Se citea în privirea lui o ușurare, iar eu, la rândul meu, eram mulțumită. La el totul a fost însă foarte scurt, ca și cum i-aș fi dat doar un prilej de a rezolva o chestiune stânjenitoare. Strângeți lucrurile, Dani. Ne întâlnim jos, în 5 minute. Mașina mea e sub bolta de la intrare. Ieși închizând ușa în urma lui. O redeschise apoi imediat. Mă pregăteam să pun la loc, în rând cu celelalte, jucăria pe care el o mișcase din loc. Era un mic elefant articulat, roz bombon. A observat grija cu care făceam acest lucru și mi-a spus, își cer iertare. Se bizuia pe discreția mea față de ceilalți în ce privea lucrul în afara biroului. Am înțeles că nu voia să vorbesc de raportul întârziat și că se simțea oarecum vinovat. A avut probabil să mai spună și altceva. Să-mi explice, poate, că era vinovat, dar în cele din urmă s-a mai uitat odată la elefantul roz și a plecat de-a binelea. Am rămas o clipă pe scaun, întrebându-mă ce se va întâmpla dacă nu voi fi în stare să bat cele 50 de pagini înainte de plecarea lui. Chiar cu riscul de a lucra o parte din noapte, am să găsesc eu timpul necesar. Nu asta mă neliniștea, ci ochii, care nu rezistă mai multe ore în șir. Se înroșesc, se umplu de stele și de lacrimi și uneori mă dor așa de tare că nu mai văd nimic. Mă gândeam, de asemenea, la Anita și la unele fleacuri. Dacă aș fi știut de dimineață că aveam să o întâlnesc, mi-aș fi pus tăiorul alb. Trebuie să trec neapărat pe la mine, să mă schimb. Altădată, când lucram cu ea, mai purtam încă fuste cusute la orfelinat. Ea spunea, cu zrânțele tale îmi provoci dezgust pentru copilăriile nefericite.
Aș fi vrut ca ea să mă revadă altfel, cu ceea ce am mai bun. Apoi, deodată, mi-am adus aminte că patronul mi-a dat 5 minute. Pentru el, 5 minute sunt 300 de secunde. E de o punctualitate că poate speria și un ceas cu cuc. Am zgâlit pe o foaie de bloc. Plec în weekend, pe miercuri. Am rupt imediat foaia în bucățele mici și am scris pe următoarea, mai îngrijit de data asta. Trebuie să iau un avion pentru weekend, pe miercuri. Dani, aș fi vrut să-mi povestesc pe foița aceea toată viața. Un avion nu era destul. Puteam să scriu un avion pentru Monte Carlo, dar am privit la ceas. Arătătorul mare se apropia de jumătatea spre 5 și, în orice caz, eram probabil singura din agenție care nu luase încă un avion, așa că nu mai puteam impresiona pe nimeni. Am agățat foaia cu o agrafă de abajurul lămpii de pe masa mea. Oricine intra o putea vedea. Cred că eram fericită. E greu de explicat de ce. Dacă vreți, fusesem și eu cuprinsă de acea nerăbdare pe care o simțisem la ceilalți, de-a lungul întregii după-amieze. Punându-mi pardesiul, m-am gândit că Anita și Michel Caravai aveau o fetiță. Am luat elefantul roz și l-am băgat în buzunar. Mi-amintesc că soarele mai strălucea încă prin fereastră, aruncându-și razele pe hârtiile îngrămădite pe biroul meu. În mașină, o DS Citroen, neagră, cu tapiseria de piele, mi-a propus chiar el să trece mai întâi pe la mine ca să-mi iau o cămașă de noapte și peria de dinți. Încă nu era o oră de circulație aglomerată și conducea destul de repede. I-am spus că părea obosit. Mi-a răspuns că toată lumea e obosită. Mi-am vorbit de confortul din DS, dar nu l-a interesat și am păstrat din nou tăcerea. Am traversat Sena la podul Alma. Pe strada Grenelle a găsit un loc de parcare în fața magazinului fotografic, aflat aproape peste drum de mine. M-a urmat când am coborât din mașină. Nu m-a întrebat dacă poate urca la mine sau altceva. A intrat în imobil în urma mea. Nu mi-e rușine cu apartamentul meu. În sfârșit, nu cred. Ba, sunt chiar sigură că n-am lăsat rufela uscat pe radiatorul de gaz. Dar nu-mi plăcea faptul că venea la mine. Va ocupa tot locul și am să fiu obligată să mă schimb în baie, unde, dacă lovești un zid, toate celelalte trei îți răspund. În plus, stau la al patrulea etaj, fără ascensor. I-am spus că nu era obligat să mă însoțească și că nu va dura decât câteva minute. Mi-a răspuns că totuși vine și că n-avea nicio importanță. Nu știu ce-și închipuia, că poate am să iau cu mine un cufăr. Pe palierul meu n-am întâlnit pe nimeni, ceea ce era un lucru bun. Am o vecină, al cărei soț și-a petrecut concediul la spitalul Busico, pe strada Francisc I, contrasensului interzis, și care se supără grozav dacă nu întreb de sănătatea lui, iar dacă îi cer vești, poate să te țină până seara. Am intrat prima și am închis ușa îndată după Caravai. A privit în jurul lui și n-a scos un cuvânt. Era evident că nu știa ce să facă cu trupul lui uriaș. Mi se părea mult mai tânăr și, cum să spun, mai adevărat, mai viu decât la birou. Mi-am luat aiorul alb dintr-un dulap și m-am închis în baie. L-auzeam umblând foarte aproape de mine. În timp ce mă dezbrăcam, i-am spus prin ușă că poate găsi de băut în lădița de sub fereastră. Mai aveam timp să-mi fac un duș? Nu mi-a răspuns. Nu mi-a mai făcut duș, m-am spălat la iuțeală cu o mânușă de toaletă. Când m-am întors în cameră, îmbrăcată, pieptănată, machiată, dar în picioarele goale, el stătea pe divan și telefona Anitei. Îi spunea că sosim îndată. În același timp, îmi privea atent taiorul. I-am încălțat pantofii albi, așezate pe brațul fotolului, fără a-l zgâbi din ochi. În ochii lui n-am citit decât plictiseală. Vorbea cu Anita. Spunea, da, Anita, nu Anita. Știam că era ea. Nici nu mai mi-amintesc ce-i povestea. Ba da, că nu m-am schimbat deloc, că sunt mai curând înaltă, destul de subțire, că sunt frumoasă și blondă. Da, foarte blondă și bronzată. În sfârșit, lucruri de astea, care ar fi trebuit să fie plăcute și erau fără îndoială plăcute, dar pe care glasul lui le denatura. Îmi sună încă în urechi acest glas, stăruitor, monocord, un glas de portărel, îi răspundea Anitei, supunându-se cu răbdare unui capriciu de-al acesteia. Ei cerea să fie eu descrisă și el mă descria. Pentru el, ea era o ființă omenească. În ce mă privește însă pe mine, Dani Longo, aș fi putut tot atât de bine să fie o mașină de spălat rufe, expusă la magazinul universal Bazar de la Hotel de Ville. I-am mai spus un lucru. Nu, nu era o simplă figură de stil pentru a-i comunica soției, fără să mă supere pe mine, că sunt din ce în ce mai miopă. Era relatarea cea mai exactă despre ceea ce vedea. O constatare în stare brută. Spunea că ochelarii îmi ascund culoarea ochilor. Am râs și mi-am ridicat chiar ochelarii ca să-i arăt culoarea lor. Nu sunt albaștri și schimbători ca apa mării, cum erau cei ai Anitei, atunci când îmi dădea voie să-i duc tava împreună cu a mea la expresul din strada la Boiti, ci întunecați, nemișcați, lipsiți de expresie,
ca o plicticoasă câmpie din nord și orbi fără ochelari. Nu știu dacă din această cauză, a ochilor mei, sau pentru că am înțeles brusc că nu voi fi niciodată pentru ei altceva decât subiectul unei distracții oarecum afectuoase, la telefon, între doi soți care se înțeleg bine, dar în timp ce râdeam, eram tristă, sătulă de toate, și aș fi vrut ca seara aceea să treacă mai repede. Ei amândoi să plece odată la blestematul acela de festival al filmului publicitar, să nu fi existat niciunul din ei, ca Anita să nu fi existat niciodată. Pe scurt, voiam să plec mai repede din casă. Am plecat. Luasem în geantă, așa cum mi-a spus, o cămașă de noapte și periuța de dinți. Am mers de-a lungul cheiurilor Senei până la podul Auteuil. Înainte de a ajunge acasă, și-a adus aminte de ceva. A oprit mașina în staționare dublă, într-o stradă plină de prăvălii. Mi-a dat o bancnotă de 50 de franci, spunându-mi că el nu mănâncă niciodată seara și nici Anita, și că e probabil ca acasă să nu se găsească nimic pentru mine. Dacă aș fi avut cel mai mic simț al umorului, aș fi izbucnit în râs, gândindu-mă la deliranta mea cină intimă, cu lumini discrete și cuvântul care umflă perdelele. În loc de asta, m-am făcut roșie ca para. I-am răspuns că nici eu nu mănânc seara, dar n-a vrut să mă creadă și mi-a cerut să mă duc neapărat. În timp ce el aștepta la volan, am cumpărat două brioșe dintr-o brutărie și o tabletă de ciocolată. I-am mai cerut, tot te duci, să intru într-o farmacie și să-i cumpăr un medicament. În momentul când mi se aștampila rețeta, am citit pe cutia flaconului că erau picături pentru inimă. Făcea greva foamei și, ca să prevină o sincopă, se dopa cu digitalină. Genială idee! În mașină, punându-și la loc restul de bani, m-a întrebat, fără să mă privească, unde am cumpărat aiorul. Era din soții aceia care nu pot suferi o toaletă ca lumea pe alte femei decât a lor. I-am răspuns că l-am primit gratuit la agenție, după ce făcusem niște fotografii pentru un client din Faubourg Saint-Honoré. A dat din cap cu înțelesul. E tocmai ceea ce mă gândeam. Dar mie, cu intenția de a-mi fi plăcut, mi-a spus cam așa ceva. Pentru un lucru de gata, face o impresie foarte bună. N-am intrat niciodată în vila Montmorency de la Auteuil, fără îndoială că proasta mea dispoziție influența aspectul peisajului, dar el m-a făcut să mă gândesc, în plin Paris, la un orășel pentru pensionari de provincie, cu alei de promenadă duminicală, simetrice. Familia Caravai locuia în Alea Plopilor, mai erau și Alea Teilor și, presupun, aceea Castanilor. Casa lor era așa cum eu închipuiam, frumoasă, mare, înconjurată de flori. Era cu puțin trecut de ora 6. Soarele străpungea frunzișul cu pete orbitoare. Îmi amintesc sosirea noastră, zgomotul pașilor în tăcerea acestui sfârșit de după amiază. Într-un hol de intrare, pardosit cu plăci roșii, cu un covor mare al cărui desen reprezenta animale fantastice, toate lămpile ardeau, cu toate că era încă ziua. O scară de piatră urca la etaj, iar pe prima treaptă, în ghetuțe de lac, cu un ciorap mai sus decât celălalt, îmbrăcată în catifea albastră cu dantele, străgând la piept o păpușă cheală, stătea o fetiță blondă care ațintea asupra mea o privire visătoare. Îndreptându-mă spre ea, îmi reproșeam că nu știam să iau lucrurile așa cum se prezentau, fără complicații. Mama pleca să o îmbrățișez și să-i aranjez ciorapii. M-a lăsat să mă ocup de ea, fără să spună ceva. Avea ochii mari și albaștri, ca și aia Anitei. Am întrebat-o cum o cheamă. Michel Caravai, pe care ea îl rostea Cravai. Am întrebat-o de vârstă. 3 ani. M-am gândit la micul elefant roz pe care voiam să-i dăruiesc, dar el se afla în buzunarul pardesiului, iar pardesiul lăsasem acasă. Îndată după aceea, tatăl m-a chemat într-o cameră spațioasă pe care practic n-am mai părăsit-o. Canapeaua și fotoliile erau din piele neagră, mobilele de culoare închisă, zidurile acoperite cu cărți. Un cal de manej susținea o lampă mare. Mi-am schimbat ochelarii și am încercat mașina. Era o Remington semiportativă din anii 40, care, pe lângă toate, avea o claviatură engleză. Se puteau totuși bate 6 exemplare citețe, dar Caravai mi-a spus că 4 vor fi de ajuns. A deschis dosarul Milkaby cu pagini acoperite de un scris mărunt. N-am înțeles niciodată cum un animal mare ca el putea să scrie atât de mărunt și mi-a explicat greutățile pe care le-aș putea întâlni. El trebuia să plece la un tipograf, Dumnezeu știe ce, înainte de a se duce la aparatul Chaillot. La plecare, mi-a zis că Anita trebuia să vină și mi-o răspor la muncă. M-a apucat de lucru. Anita a coborât după jumătate de oră, cu părul ei blond strâns pe ceafă și cu o țigară în mână. Mi-a spus, ei bine, e o veșnicie de când nu ne-am mai văzut. Cum o duci? Eu am o migrenă grozavă. Toate astea, foarte repede,
Cercetându-mă, am înunțit din cap până în picioare, părând încordată, ca pe vremuri. A deschis o ușă în fundul încăperii și mi-a arătat camera mea. Mi-a explicat că soțul ei dormea uneori acolo când lucra noaptea târziu. Se află în cameră un pat imens, acoperit cu o blană albă, iar pe un perete o fotografie mărită a Anitei, așezată goală într-un fotoliu. O poză foarte frumoasă, în care puteai să vezi și porii pielii. Am râs prostește. A întors fotografia încadrată într-o ramă de lemn cu fața la perete. Mi-a spus că soțul ei și-a instalat în pod un laborator de amator, dar că ea era singurul lui model. A deschis în același timp o altă ușă, aproape de pat, și mi-a arătat o cameră de baie pardosită cu plăci negre. Privirile noastre s-au încrucișat timp de o clipă și am înțeles că toate acestea o plictiseau de moarte. M-am așezat din nou la lucru. În timp ce băteam, ea a așternut un tacâm pe o masă joasă, a adus două felii de roast beef, fructe și o sticlă de vin începută. Încă nu eram îmbrăcată pentru plecare. M-a întrebat dacă mai aveam nevoie de ceva, dar, fără să aștepte răspunsul, mi-a urat și ea spor la treabă, pe curând, și a dispărut. Ceva mai târziu, într-un manton de satan negru, închisă la gât cu o broșă mare, s-a oprit în prag, ținând de mână fetița. O ducea la maică-sa, care locuia foarte aproape, pe bulevardul Suchet. Fusesem la ea de 2 sau 3 ori și apoi trebuia să-și întâlnească soțul la Chaillot. Mi-a spus că se vor întoarce devreme din cauza călătoriei în Elveția, dar că nu eram obligată să-i aștept dacă mă simțeam obosită. Vedeam că voia să-mi spună ceva prietenos înainte de a mă părăsi, dar nu izbutea. M-am ridicat să mă uit mai bine la micuță și să-i urez noapte bună. Michel, draga mea. Îndepărtându-se, fetița s-a întors și continua să mă privească. La piept strângea aceeași păpușă cheală. Apoi i-am dat drumul ca o mitralieră. Mi-am aprins o țigară în 2 sau 3 rânduri și, pentru că nu-mi place să fumesc în pat la mașină, mă învârteam prin odaie și priveam cotoarele cărților. Pe un perete stătea ceva bătător la ochi, dar fascinant. Un geam mat de 30 ori 40, într-o ramă poleită, pe care un sistem, fixat în spate, proiecta diapozitive în culori. Caravai se servea probabil de un asemenea aparat destinat publicității în vitrine. Fotografiile se schimbau la fiecare minut. Am văzut astfel mai multe porturi de pescuit, înotând în soare, unde reflexele din apă înmulțeau numărul bărcilor multicolore. Nu le cunoșteam numele. Dar tot ce pot să spun, biată neroadă, este că pozele erau aquacolor. Cunosc comediile astea de prea multă vreme ca să mă mai pot înșela asupra calității unui ton de roșu. La un moment dat, când ochii au început să-mi obosească, m-am dus să-mi înclătesc cu apă rece în camera de baie cu plăci negre. De afară nu se auzea niciun zgomot. Parisul mi se părea foarte îndepărtat și simțeam în mine apăsarea casei pustii și a camerelor cufundate în întuneric. Pe la 12:30 bătusem 30 de pagini. Făceam într-una greșeli. Îmi simțeam creierul ca laptele praf. Am numărat paginile rămase, vreo 15. Am acoperit apoi mașina cu capacul. Mi se făcuse foame. Am mâncat una din brioșele aduse, o felie de roast beef, un măr și am băut o leacă de vin. N-am vrut să las totul vraiște. Am căutat bucătăria care era spațioasă, mobilată ca o încăpere de fermă, cu chiuvete de spălat vase din piatră, în care mucegăiau 2 mormane înalte de vase. O cunosc eu bine pe Anita. Cu siguranță că de când au plecat servitorii în concediu, ea nu s-a mai ostenit nici să apese butonul aparatului de prăjit pâine. Mi-am scos jacheta taiorului, mi-am spărat farfuria, paharul și tacâmurile. Am stins peste tot și m-am dus să mă culc. Era cald și, Dumnezeu știe de ce, nu îndrăzneam să deschid fereastra. Nu izbuteam să adorm. Mă gândeam la Anita, cea de altă dată, când lucram pentru ea. Dezbrăcându-mă, nu m-am putut împiedica să întorc fotografia în care ea stătea goală, într-un fotoliu. Era necaz că râsesem atât de prostește. Nu vreau să spun că e o gafă să izbucnești în râs în fața fotografiei făcute de cineva care agață fundul soției pe pereții casei, ci sunetul râsului meu fusese prostesc. Pe când lucram cu Anita, ea a venit de mai multe ori să rămână noaptea la mine. Locuia atunci cu mama și mi-a cerut, așa cum numai ea știa să o facă, cu multe excese de afecțiune și amenințări, cu o mare încăpățânare, să-i împrumut apartamentul ca să primească un bărbat. Bărbații schimba, dar nu și locul de întâlnire. Deoarece cedasem odată, nu mai îndrăzneam să o refuz. În timpul distracției, eu mă duceam la cinema. O regăseam apoi dezbrăcată, cu obrajii aprinși, citind sau ascultând radioul, fumând țigări, cu picioarele peste brațul unui fotoliu, oarecum poziția din fotografie. Nu i-a trecut niciodată prin minte să pună patul în ordine. Îmi amintesc cel mai bine de ceașafurile mototolite care atârnau până la podea și în care urmau să dorm alături de ea până dimineața. Dacă îi spuneam ceva, mă numea mica fecioară murdară și abjectă.
și mă trimitea înapoi la mănăstire, unde aveam să crap de dorul dragostei. Sau, dacă nu, făcea o mutră îngrozitor despășită și îmi făgăduia că data viitoare se va folosi pentru nevoile ei de masa din bucătărie. A doua zi, la birou, redevenea iar Anita nesuferita, într-o rochie de fată din cartierele distinse, cu ochi limpezi, gesturi eficace și inima ferecată cu nasturii încheiați până sub guler. Am sfârșit prin a adormi sau a moțăi, deoarece ceva mai târziu i-am auzit întorcându-se. Patronul se văicărea că bea prea mult și că se întâlnea cu prea mulți imbecili. Apoi a venit să mă întrebe în șoaptă de dincolo de ușă. Dormi, Dani? E în regulă? Am răspuns că totul e bine și că au mai rămas 15 pagini. În spirit de imitație, am vorbit și eu cu un glas ca o adiere, ca și cum mi-ar fi fost frică să nu trezesc pe cineva blestemat aceea de hardughie. Apoi am adormit din nou. Cam în aceeași clipă, cineva a zgâriat la ușă și se făcuse dimineață. Dimineața aceea. Soarele năvălea din plin în cameră, iar patronul mi-a spus: am făcut cafea, ai o ceașcă pe masă. După ce mi-am aranjat patul și am făcut o baie, m-am îmbrăcat, am băut cafeaua pusă lângă mașină și m-am apucat din nou de lucru. Patronul a venit de 2 sau 3 ori să vadă unde am ajuns. Anita a apărut apoi într-un combinezon alb, căutând ceva pe care nu l-a găsit, cu o mână pe capul îndurerat încă de migrena din ajun, iar cu cealaltă scuturând scrumul primei țigări a zilei. Trebuia să meargă să-și ia fata din bulevardul Suchet. Au aflat totodată că vor folosi întâlnirea cu Milka Bee pentru a petrece toți 3 zilele de punte în Elveția. Plecarea în călătorie o făcea nervoasă și, cel puțin din acest punct de vedere, am găsit-o schimbată. Altădată avea un principiu. Clienții, ca și iubiții, te țin mai la preț dacă îi faci să aștepte și n-are rost să-ți faci sânge rău pentru un avion când îl poți lua pe următorul. De altfel, toți eram nervoși. Ea, eu și Caravai. Am bătut ultimele pagini ca acele dactilografe pe care nu le pot suferi, fără să încerc cel puțin să înțeleg ceea ce citeam. Probabil că am făcut un șir de boacăne, pentru că băteam în aproape toate clapele cu mâna stângă. Sunt stângace și când mă grăbesc și vreau să bat repede, uit aproape că am și o mână dreaptă. Pierdeam o groază de timp spunându-mi: gândește-te la ceea ce faci! Dreapta, idioto, dreapta! Ca un boxer care a încasat o lovitură în stare să-i smulgă inima din loc. Lovitura pe care am primit-o, cu atât mai rău dacă e o prostie și asta va trebui să o spun dacă voi fi anchetată, era tocmai acel weekend familial în Elveția. Am fost odată la Zurich și am rămas cu o amintire oribilă. N-am văzut Geneva, dar presupun că trebuie să existe acolo, cel puțin pentru Caravai și cei deopotrivă cu ei, hoteluri confortabile, cu terase mari, deschise spre lună și spre duioșia melancolică a viorilor, zile luminoase și seri iluminate, momente pe care nu voi cunoaște niciodată. Nu numai pentru că sunt plătite în franci noi sau în dolari. E necaz pe mine că sunt astfel. E adevărat, de 3 ori adevărat. Da, nu știu cum să spun. Nu pot fi decât eu însă. Am terminat lucrul pe la 11. Mi-aranjam paginile și clasam cele 4 exemplare în ordinea lor, când Caravai a venit să-mi spună că sunt liberă. Purta un costum de vară bleu marin, o cravată țipătoare cu picățele albe. Mă strivea cu statura și dinamismul lui. Se repezise până la agenție să ia machetele. Mi-a adus și plicul cu gratificația. Împreună cu cei 300 de franci făgăduiți, am numărat mai bine de 1000 de franci, aproape o lună întreagă. Am spus, țin minte totul: vă mulțumesc mult, e grozav, e mult prea mult. El a pus într-un sac de voiaj de piele neagră tot ceea ce bătuse. M-a întrebat cu respirația tăiată dacă aveam permis de conducere. Nu era nicio problemă. Anita știa că l-am și probabil că i-a și spus-o. Când și-a cumpărat prima mașină, o Simca decapotabilă, de ocazie, era atât de speriată încât i-am scos-o eu din garaj. Apoi îi schimbam locul de 4 sau 5 ori pe zi în zona albastră. Cu toate acestea, nu condusesem cu adevărat decât o singură mașină în viața mea. O furgonetă de 2 cai putere a orfelinatului. Maica superioară îmi plătise permisul, pentru că e folositor și asta te va face să-ți alegi un soț care călătorește pe 4 roți, nu un nemâncat pentru ochii lui frumoși, fiind sigura care o conduceam în timpul cumpărăturilor. Eram în ultimul an de școală. Existau încă 2 furgonete la fel și mie mi s-a dat cea mai veche. Fă o praf, spunea maica superioară, fiindcă așa e să capeți experiență și după aceea pune mâna pe aia frumoasă a surorii Marie de la Pitié. Dar la 30 pe oră se agăța cu amândouă mâinile de scaun, iar la 40 striga să fie apărată de asasini. Într-o zi s-a speriat atât încât a tras frâna de mână și era să zburăm amândouă prin parbriz. Pe neresuflate a plecat pe sacul negru, Caravai mi-a spus că era o joală să găsești un taxi sâmbătă dimineața.
că a cuplat telefonul la serviciul de abonați absenți ca să fiu liniștită, că n-ar mai vrea să o ia altă dată de la capăt, că mai trebuia să o ia pe fetiță și că le-aș face un nemaipomenit serviciu dacă i-aș însoți până la Orly. Eu nu înțelegeam de ce. El s-a ridicat cu tot sângele în cap și mi-a explicat. În felul acesta voi aduce mașina înapoi acasă. Era nebun. I-am spus că la Orly există parkinguri, dar el s-a mulțumit să dea din numer și să răspundă. Mulțumesc, știam. Haide, Dani, vino. Am spus că mi-era cu neputință. De ce? Acum mă privea drept în față, puțin a plecat spre mine. Mi se părea plin de forță și nerăbdare. Când cineva se află prea aproape de mine, îmi pierd șirul vorbelor. După câteva secunde i-am răspuns. Nu știu. Uite așa. Mai proastă nici că se putea să fiu. El a ridicat din nou din numeri, a spus că nu e bine să fii prost și și-a dus sacul în hol. Pentru el era o chestiune rezolvată. Nu puteam să-i însoțesc la Orly, pentru că nu știam să mă întorc cu mașina lor. Ar fi trebuit să-i spun că n-am condus niciodată altceva decât o fantomă de furgonetă și că Maica Superioară nu se liniștea decât dacă ne apropiam de o biserică, pentru că astfel aveam șansa să primim ultima împărtășanie. Am urmat în hol. Anita a coborat scara și nu i-am spus nimic. Aveau trei valize. Am cărat și eu una în grădină. Căutam cu ochii DC-ul, Citroen, dar ceea ce am văzut era pentru mine pur și simplu îngrozitor. Nu plecau cu DC-ul, ci cu o mașină americană descoperită, lungă și încăpătoare, pe care Anita o scotea din garaj. Un adevărat tank. M-am întors în hol și apoi în camera în care lucrase. Nici nu mai știam ce venisem să caut. Geanta. Am luat-o și apoi am pus-o la loc pe masă. Nu puteam să conduc o asemenea mașină. Caravai închidea grăbit niște uși. Când m-a văzut proptit acolo, probabil că a înțeles în sfârșit că ceva nu era în regulă și s-a apropiat de mine. Mi-a pus mâna pe braț și mi-a zis, e mașina Anitei. Nu are decât un accelerator și o frână. Asta e tot. E foarte ușor de condus. Și apoi a adăugat, nu trebuie să fie așa. M-am întors spre el. Am văzut că avea ochii albaștri, de un albastru foarte deschis, încercănați de oboseală. Albaștri. Nu observasem acest lucru niciodată. În același timp, îmi dădeam seama pentru prima dată că ocupasem și eu un loc în ei. Existam ca o fată cam prostuță, dar la care ținea mult. În fine, așa cred. N-am înțeles prea bine ce voise să spună prin nu trebuie să fie așa. N-am înțeles nici mai târziu. Era prea aproape de mine. Ca și adinauri, mi se părea mare, foarte puternic și simțeam că mă pierd toată. După o tăcere îndelungată, sau care mi s-a părut insuportabilă, am mai spus că dacă nu voiam să-i însoțesc, se va descurca el și o să lase mașina într-un parking. N-avea nicio importanță. Am plecat capul și i-am spus că vin. Ședeam în spate cu micuța. Ea purta o haină roșie cu gulă de catifea. Se ținea foarte dreaptă, cu mâna ei călduță între-a mea, fără să spună un cuvânt. Nici Anita cu soțul ei nu vorbeau deloc. Era 12:20, când am părăsit bulevardul periferic, la poarta Orleans, și am intrat pe autostrada Sudului. La volan se afla el. Am întrebat unde urma să las mașina. În grădină. Trebuia să strigăm, pentru că mergeam cu mare viteză și vântul puternic ne fura cuvintele. El mi-a spus că actele mașinii se găseau în buzunarul portierei, iar cheia porții de acasă era împreună cu aceea mașinii. Cu arătătorul a lovit ușor în legătura de chei care a târnat la contact. L-am întrebat unde trebuia să las cheile. S-a gândit și apoi mi-a spus că puteam să le păstrez și că îi le voi da la birou miercuri după masa, când se vor întoarce din Elveția. Anita a întors capul furioasă, cu aceeași privire ca altă dată, când lucram pentru ea, și mi-a strigat. Ce-ar fi să ne mai slăbești puțin, că doar nu e atât de complicat. Știi cu cât mergem? Fetița, văzând că mama era nemulțumită de mine, și-a retras mâna. La 12:10, avionul decola la 12:05, caravai a oprit în fața trotuarului aerogării. M-au părăsit într-o goană. Anita, într-un mantou bej căptușit cu mătase verde, a ridicat-o pe micuță ca să o scoată din mașină și, ținând-o strâns la piept, s-a plecat să mă sărute. Patronul grăbea un hamal. Mi-a întins mâna, pe care aș fi vrut să o rețin cu disperare, căci deodată mi-am dat seama că aveam să mai întreb o mulțime de lucruri. Dar dacă va ploua? Până miercuri putea să plouă și nu puteam lăsa mașina descoperită. Cum să închid capota? Era dezorientat, privea cerul luminos, apoi pe mine și apoi tabloul de bord. Dar de unde vrei să știu eu? E mașina Anitei. A chemat-o înapoi pe Anita, care se zorea spre una din intrările din holul aeroportului. Când a înțeles ce voiam, a nebunit de furie. Într-un singur cuvânt, mi-a spus tot ce credea despre mine. Mi-a arătat în același timp, cu palma larg deschisă,
purta mănuși de vară, un buton de comandă care mi s-a părut pus prea jos, cu mult sub volan, dar era atât de enervată că nici n-am înțeles bine despre ce era vorba. Ținea fetița într-un singur braț și probabil că ea târna greu, iar pantofii copilului îi murdăreau pardesiul. Caravai l-a tras spre hol. Înainte de a dispărea, s-a mai întors să-mi facă un vag semn de rămas bun. Mă aflam singură, pe scaunul din spate al unei monstruoase mașini. Aveam impresia că în capul meu se lăsase o mare tăcere. Am avut nevoie, fără îndoială, de mai multe minute ca să observ că motorul mergea și că trecătorii mă priveau. Apoi, un agent de circulație s-a apropiat și mi-a spus că nu puteam rămâne acolo. Ca să par mai sigură de mine și să-l las să se îndepărteze, mi-am scos de pe cap fularul pe care îl pusesem când am plecat din casa lui Caravai și l-am strâns cu grijă. Era un fular din mătase turcoaz pe care îl cumpărasem la Le Mans, în primul an după ce începusem să lucrez, chiar în ziua când o telegramă mi-a dat de știre că maica superioară murise. De atunci îl păstrez aproape neîntrerupt în geanta mea. Prin liniștea care mi-a umpluse capul, maica superioară mi-a zis: "Nu te omoră cu firea. Du-și mașina la un parking, n-ai de parcurs decât 50 de metri și după aia ai tot timpul să te gândești." Am coborât din mașină, care era albă și sclipea în soare, și deoarece nu voiam și nu puteam să mă urc îndată la volan, mi-am luat un răgaz și m-am dus să mă uit la marca mașinii din fața capotei. Era o Thunderbird, o pasăre mare, albă, sub cerul de vară, o pasăre a furtunii. M-am instalat. Mi s-a părut că ușa se închide singură. Scaunele din piele străluceau și erau de culoarea nisipului aurit. Totul din jurul meu era de culoarea nisipului sau din metal cromat scânteietor. Pe toată întinderea tabloului de bord și chiar între scaune se aflau manete și butoane. M-am străduit să nu le privesc. Așa cum îmi spusese Caravai, n-am găsit sub picior nicio pedală de ambreiaj. M-am aplecat să studiez schimbătorul de viteze. În afară de punctul mort și marș arier, nu mai existau decât două poziții. Una pentru plecare și alta pentru mers. Fruntea mea sudase, gâtlejul mi-era uscat, dar ceea ce simțeam nu era nici teamă, nu știu nici eu ce mai era. Sunt sigură că nu voi uita niciodată această clipă și îmi va părea rău că nu o voi mai putea retrăi. I-am scos pantoful drept, al cărui toc mă stânjenea la condus. I-am spus maicii superioare că plec, am băgat ușor în viteză și am plecat. La început, mașina a făcut un salt înainte, pentru că am accelerat prea tare. După aceea însă s-a liniștit și am înaintat cu suplețe, drept înaintea mea, într-o cadență maestoasă. Apoi a început brambureala. Bulevardele din fața erogării mă duceau spre toate direcțiile și mai ales spre cele interzise. Am trecut de 4 sau 5 ori prin aceleași locuri. Mi-am revenit de 4 sau 5 ori în fața degetului arătător al aceluiași agent care mi indica interdicția. Am fost tratată de zgârie brânză de un automobilist din urma mea pentru că nu semnalizam cu farurile de direcție. Și înainte de a găsi aceste faruri, ceea ce era totuși foarte ușor, am pus în funcție ștergătoarele, ventilatorul de aer cald, radio Monte Carlo și geamul de la portiera din dreapta. Eram în pragul crizei de nervi când am izbutit, în sfârșit, să mă garez în parkingul la care mă uitasem cu jind la fiecare din trecerile mele și, dacă mă mai țineam pe picioare ieșind din mașină, e cu siguranță pentru că așa e moda când vrei să mergi. Da, eram și mândră într-un anumit fel. Și chiar dacă mai tremuram încă de enervare, știam că frica îmi trecuse și că mă simțeam în stare să fac kilometri cu această mașină. Acum auzeam din nou vuietul avioanelor de pe pistele de decolare. Am introdus 2 monezi de câte 20 de centime în contorul automat al parkingului, am luat cheile din contact, geanta, fularul și m-am dus să fac câțiva pași ca să mă aerisesc. În timp ce treceam bulevardul aflat de-a lungul aerogării, un caravel al lui Swissair s-a ridicat în bătaia soarelui. Era poate cel al Anitei. Am cumpărat un tichet de vizitare la un distribuitor din hol. Era lume multă, un zgomot și mi se părea că sunt străină de mine însă. Am urcat pe terasă cu scara rulantă. Am privit un Boeing al companiei Air France, făcându-și turul de pistă, alb și albastru, în timp ce niște oameni în galben se agitau la sol. M-am uitat la călătorii care se îndreptau într-un șir cu minte spre un aparat mare. Și la unul din piloți, care făcea un du-te-vină cu mâinile în buzunare, lovind o pietricică cu vârful ghetei. Am coborât la etajele inferioare. Prin ferestrele largi, l-am căutat pe pilotul fotbalist, dar se vede că intrase în avion și nu l-am mai văzut. Am hoinărit puțin prin fața vitrinelor cu curiozități, unde cel mai curios mi s-a părut reflexul fugar al unei tinere în taior alb, cu părul auriu, care nu semăna totuși cu mine. Am cumpărat François și, la bar, am încercat să citesc titlurile cu caractere mari. Am citit de 10 ori că cineva a făcut ceva, dar tot nu știam cine era și ce comisese. Am băut un Dubonnet vodka și am fumat o țigară.
Am privit oamenii ridicându-se, luându-și restul de pe masă și plecând spre celălalt capăt al pământului. Mă simțeam bine, mă simțeam prost, nu mi-amintesc. Am băut un al doilea pahar, apoi și un al treilea, spunându-mi: „Mă, fată, după asta ai să fii tocmai bună pentru mașina asta de curse cu obstacole. Ce vrei tu, de fapt?” Și cred că începusem să știu ceea ce voiam. Nu era destul de limpede. Era încă numai o toană a minții, o tulburare nedeslușită, care semăna cu un mare neastâmpăr. Ascultam un glas de femeie, cu tonul scăzut și aproape confidențial, care repeta fără oprire în difuzoare pe ce ușă trebuia ei să o puci ca să ajungi în Portugalia sau în Argentina. Îmi făgăduiam că într-o zi să vin aici, la aceeași masă, și câte și mai câte, nici eu nu mai știu ce. Mi-am plătit păhărelele și mi-am spus că le băusem în sănătatea frumoasei mele păsări a furtunii. Și asta a fost tot. M-am ridicat, mi-am strâns restul de pe masă și am plecat să privesc marea. Desigur că nu mi-am mărturisit aceasta numai decât. Sunt foarte pricepută în a-mi fi mie însă în complice. Urcându-mă în mașină, m-am gândit numai că n-avea nicio importanță dacă am să o mai păstrez o oră sau două și dacă caravai personal ar afla. Oh, ea spune că aveam desigur dreptul să iau dejunul în drum. Am să dau o raită prin Paris. Mă voi opri undeva să mănânc o friptură cu cartofi prăjiți și să beau o cafea. Voi cutreiera, liniștită prin Bois de Boulogne, și să spunem că pe la 4 am să duc mașina înapoi în grădină. Da? Da. Am studiat fără nicio grabă toate mecanismele de pe tabloul de bord. Găsindu-l pe cel ce punea în mișcare acoperișul, m-am gândit cu silă la izbucnirea de furie a Anitei. Indicatorul de viteză, foarte alungit, cu cifre mari de metal, arăta un maximum de 120 de mile. Am calculat că aceasta făcea aproape 200 de kilometri pe oră și mi-am spus: „Acum să te vedem, puișorule.” Am inventariat buzunarul portierei. Nu conținea decât contravenții pentru staționare în zona albastră, facturi ale garajului și hărți rutiere. Legitimația gri și dovada de asigurare pe care le-am găsit într-un buzunar de plastic transparent erau pe numele unei societăți a lui Caravai, cu sediul la el, în Alea Plopilor. Se spune că posedă 4 din acestea, mai mult sau mai puțin fictive, care îi servesc să manevreze fondurile agenției. Da, eu nu pricep nimic, iar șeful contabil păstrează cel mai deplin mister. Mă simțeam mai liniștit acum, când știam că actele mașinii nu erau pe numele Anitei, ceea ce nu aparținea cuiva, în fine, unei persoane, se ia mai ușor cu împrumut. Am coborât să mă uit la ceea ce se afla în portbagaj: cârpe, un burete vegetal și un pliant de reclamă pentru Thunderbird. Am luat cu mine pliantul pentru orice eventualitate. În timp ce mă instalam la volan, acesta se deplasează la dreapta ca să te poți așeza ușor și se blochează automat la pornirea motorului. O adevărată minunăție. Mi-am dat seama că unii călători întorceau capul să mă privească. Privirile nu erau din acelea ce-mi sunt adresate de obicei. Chiar gândindu-mă că fusta era strânsă pe mine și că mi-arătase în picioarele mai mult decât trebuie. Mi-am spus că nu poate fi decât ceva trecător, dar e o senzație foarte plăcută să te simți mai înălțată decât alții în ochii oamenilor. Da? Da. Am dat înapoi ca o regină. Am ieșit din parking, am virat într-o curbă grațioasă în fața erogării și m-am oprit la prima încrucișare. Un panou arăta direcția spre Paris și celălalt sens spre sud. Ca să-mi dau un timp de gândire, mi-am înfășurat fularul în jurul capului. Un automobilist a claxonat în spatele meu. Am făcut un semn cu mâna pentru a-i spune atât lui cât și mie că de acum la dracu, fie ce-o fi, și am luat-o spre sud. N-avea niciun rost să iau dejunul la Paris, fiindcă asta fac în fiecare zi. Mă voi duce la Mini La Forêt, pentru că numele e frumos și va fi ceva nou. N-am să iau o friptură cu cartofi prăjiți, ci orice, ceva minunat cu smeură. Am să găsesc un restaurant unde să mi se pună masa în grădină. Acum totul e hotărât. Ai tras la măsea 3 dubone și fii atentă ce faci. Ori ai să te întorci acasă cu depanarea. În același moment am schimbat maneta la viteza obișnuită de mers. Am depășit o primă mașină pe autostradă, tocmai când trebuia să intru pe drumul spre Mini La Forêt, și așa se explică de ce am fost nevoită să o iau înainte. Dar aș fi mers înainte în orice caz. Volanul mă asculta ușor, soarele mângâia blând obrajii, curentul călduș ce mă învăluia la curbe era și el plăcut, curbele erau lungi, adânci coborârile, tăcute și ascultătoare, zburând cu repeziciune peste câmpii, era marea mea pasăre de vis, complicea, prietena mea. Meritam să fiu bătută dacă m-aș fi oprit și, cei drept, numai cu bătaia și putut fi oprită. Mă uitam la mașinile care înaintau în aceeași direcție, cu copiii care își lipeau năsucurile de geamuri, furați cu totul de începutul de vacanță,
cu mingi de plajă, împor bagajele prea pline și prinse în frânghii, remorci cu ambarcațiuni și catarge strânse se îndreptau spre mare, iar în privirile unei perechi aflată la un moment dat în linie cu mine, am citit o lucire de complicitate. Voiam să cred, cel puțin până la ieșirea de pe autostradă, și să-i fac și pe ceilalți să creadă că voi continua împreună cu ei, că ne vom opri seara, poate, undeva împreună, la același han între Valence și Avignon. O nebună, nu altceva. Când am încetinit ca să ies de pe autostradă, Maica Superioară mi-a zis: te rog, acum ascultă-mă pe mine, ai să pățești numai rele, du mașina înapoi. Am jurat pe propriul meu cap că nu voi merge mai departe de primul restaurant întâlnit, sau cel mult până la primul ca lumea, și că mă întorc la Paris îndată după plata consumației. Maica Superioară mi-a spus că e un jurământ de bețiv și că mai târziu îmi va veni mult mai greu să mă opresc din trăsnăile mele. Am văzut pe un panou că făcusem 50 de kilometri. Am simțit o ușoară pișcătură de neliniște. Sunt numai câteva ceasuri de atunci, poate 5 sau 6, dar totul îmi apare deformat și tot atât de îndepărtat de mine ca visele după deșteptare. Am oprit la un restaurant pentru automobiliști, aproape de Fontainebleau. Thunderbird-ul meu, nemișcat, se afla în mijlocul unui univers de nichel și plăci aglomerate, cu ferestre largi, deschise, dintre care una aproape în fața mesei mele. Era lume puțină, numai perechi. M-a urmărit cu priviri lungi, chiar de la intrare, fără îndoială din cauza mașinii, poate și pentru că îmi luasem un aer de degajare forțată. Înăuntru era multă lumină și mi-am putut păstra ochelarii negri. Am comandat o friptură de miel cu roșii a la Provençal, o salată de păpădie și o jumătate de sticlă de rosé sec, pentru că nu existau sferturi, iar vinul acesta mi se va urca mai puțin la cap decât unul roșu. Mai e vorbă, drăguțo. Am cerut un ziar și mi s-a adus același François pe care îl lăsasem la Ordi. Nici pe acesta nu l-am citit cu mai multă atenție. Am încercat într-o doară să dezleg jocul cu cele 7 greșeli din desen, gândindu-mă la Anita, care se enerva pe mine că nu le găsea pe toate 7. Precum și la faptul că în contul meu de la bancă se aflau probabil vreo 2000 de franci. Mi-am scos carnetul de cecuri ca să controlez. 2300 de franci. Da, trebuia scăzut o rată pentru televizor și cei 200 de franci pe care îi trimit lunar orfelinatului. Cu ceea ce aveam în pormoneu și în plicul primit dimineață, am socotit că puteam dispune de vreo 3000 de franci. Nu era destul ca să locuiești la Negresco un an întreg, dar pentru mai puțin de 4 zile, socotisem pe degete, sâmbătă, duminică, luni și marți, eram bogată, eram minunat de bogată. Nu mi-era prea foame și am lăsat totul în farfurie. În schimb, mi-am terminat jumătatea de roze, mai mult decât beau uneori într-o săptămână. O pereche care ieșea s-a oprit lângă masa mea. Un bărbat de vreo 50 de ani, chelie, bronzat, calm și o femeie tânără, îmbrăcată în bej. Bărbatul m-a întrebat dacă era mulțumită de Thunderbird-ul meu. Am ridicat capul, sprijinindu-mă rătătorul pe mijlocul ochelarilor, în locul unde aceștia îmi fac un semn pe nas. I-am răspuns că dacă n-aș fi mulțumită, n-a scăpat prilejul să-i o spun. Zâmbetul s-a șters și apoi s-a scuzat. Mi-era necas pe mine că am făcut pe grozava și l-am chemat înapoi. Zâmbetul a reapărut. Nu mai știu ce le-am spus cu privire la mașină, dar au luat loc în fața mea. Terminasem tocmai niște smeură cu zahăr. Ei își băuseră cafeaua și au mai luat una pentru a putea să-mi ofere și mie una. Mi-au spus că m-au observat în timpul mesei, că mă cunoșteau cu siguranță sau, în cel mai rău caz, m-au zărit undeva. Tânăra m-a întrebat dacă eram actriță. I-am răspuns, slavă Domnului, că nu, că lucram în publicitate și conduceam o agenție. Atunci, poate că m-a văzut în cursul unor interviuri sau altundeva la televizor, am răspuns că se prea poate. Atunci ea s-a întors spre el și i-a spus, vezi, tot eu am avut dreptate. Mă duceam în sud sau mă întorceam de acolo? I-am înșirat că trebuia să mă întâlnesc cu niște prieteni la Cap d'Antibes și să rezolv o afacere la Nisa, în timpul weekendului. Ei găseau că au noroc, pentru că ei se întorceau acasă. Șoseaua era circulabilă până la Montelima. Iar aici au așteptat mai mult de 2 ore, blocați de șirul de mașini venind din sens invers și care se întindea pe mai mulți kilometri. Trebuia să ocolești și Lyonul, pentru că acolo e moarte de om. Cel mai bine era să iau pe șoseaua numărul 6 și să trec prin nu știu care la Demi-Luni, pe când o apuca apoi pe șoseaua numărul 7. Am răspuns, desigur, este ceea ce fac de obicei. El era colonel medic în armată. I-am spus că și tatăl meu era la fel, dar în armata germană. Ce vreți, o slăbiciune a mamei în timpul ocupației. Vă dați seama, capul ras și tot restul. Găseau că am mult umor și s-au despărțit încântați, lăsându-mi o adresă măzgălită pe o pagină de agentă. Am ars-o într-o scumieră după ce mi-am aprins o țigară. Maica Superioară pretindea că eram beată,
că lucrurile se complică și că aș face bine dacă m-aș ascunde în toaletă până nu izbucni în lacrimi. Dar n-am plâns deloc. Am hotărât că am să duc înapoi mașina marți seara sau chiar miercuri dimineață. Am să opresc, să o spele la un garaj în momentul întoarcerii. Anita nu e un om să se uite la contorul de kilometri parcurși. Nimeni nu va afla nimic. Afară mi-am aprins o altă țigară și am mers puțin pe marginea șoselei. Soarele arunca înaintea mea o umbră puternică și, când am urcat în Thunderbird, scaunele erau fierbinți. M-am dus la Fontainebleau. Am găsit un loc la marginea unui trotuar, mi-am încălțat pantoful drept și am coborât. Am cumpărat o rochie care, într-o vitrină, mi s-a părut frumoasă și care s-a dovedit și mai frumoasă când am încercat-o. Din muselin alb, cu o fustă vaporoasă. În aceeași prăvălie mi-am cumpărat și un costum de baie galben deschis. Un sutien, doi chiloți, un pantalon turcoaz, un plovor alb cu gulerul până în gât și fără mâneci, două prosoape groase, două mânuși de toaletă asortate și cam atât. În timp ce mi se făcea o mică modificare la rochie, am trecut strada și am cumpărat o pereche de sandale cu barete aurii, care să meargă cu pantalonii. Pentru nimic în lume, nu m-aș mai fi întors acasă, în strada Grenelle, să-mi iau asemenea lucruri. Nu atât din cauza timpului pierdut cu drumul dus și întors, cât de teamă de a nu începe să chipzuiesc ceva mai mult și apoi să nu mai am curajul să plec. Cu cumpărăturile ambalate în saci mari de hârtie, am intrat într-o marochinorie. I-am ales o valiză din piele neagră și am pus totul în ea. Nu voiam cu niciun preț să fac socoteala cecurilor pe care le semnam. De altfel, am tot soiul de avertizoare în cap, din obișnuința de a fi atentă, încât, dacă mi-aș fi știrbit într-atât averea încât să-mi stric aceste zile libere, cu siguranță că aș fi primit un semnal. Am pus valiza în portbagajul Thunderbird-ului, dar mi-a părut numai decât rău că nu simțeam lângă mine. Am scos-o și am pus-o pe scaunul din spate. Ceasul de la tabloul de bord arăta ora 4. Am desfăcut o hartă rutieră de Anitei și am socotit că, mergând până la căderea nopții, aș putea să dorm la Chalon-sur-Saône sau poate la Mâcon. M-am uitat mai jos pe hartă și am citit nume care au făcut să-mi bată brusc inima mai repede. Orange, Salon du Provence, Marsilia, Saint-Raphaël. Mi-am înodat fularul în jurul capului, mi-am scos pantoful drept și am pornit la drum. La ieșirea din Fontainebleau, mi-am adus aminte ce mi-a spus colonelul medic și am întrebat o femeie care vindea flori pe o teșghea, cum aș putea să ajung la șoseaua numărul 6? Am cumpărat un buchet de violete pe care le-am agățat la parbriz. Ceva mai departe, am văzut motocicliștii poliției stând la taifas la o încrucișare. În momentul acela m-am gândit, dacă Caravai se întoarce în timpul weekendului, dacă dintr-o cauză sau alta s-ar întoarce chiar astă seară. Fără să vreau, am încetinit. Negăsind mașina la locul ei, s-ar gândi la un accident, ar telefona negreșit la mine acasă. Dar avea numărul meu, iar eu nu voi fi acolo și el se va adresa poliției. Mi-am închipuit semnalmentele mele răspândite peste tot și jandarmii la pândă pe șosele. Ei, nu, dar e curată tâmpenie. Ceilalți sunt în tocmai contrariu a ceea ce sunt eu. Când spun că vor face ceva, fac. Caravai nu se va întoarce înainte de miercuri. Avea cu el soția și fetița și nu le-ar strica, pentru nimic în lume, cele câteva zile de concediu. Îi va spune micuței, umflă-ți plămânii și o va duce la plimbare cu barca pe lac. De altfel, la ce bun să revină la Paris? Până miercuri, totul era închis. Viața nu era cu totul viață în aceste zile, iar eu nu eram o hoață de mașini decât pe durata unui vals de 14 iulie. Nu trebuia să mă sperii singură și să o iau prea în serios. Am accelerat. Cerul era senin, de un albastru adânc, aproape mov. Pe leanurile de grâu, o lumină caldă se așeza ca pulberea, o pulbere din soare. Potolită, dar încăpățânată, neliniștea pe care o simțisem la ieșirea de pe autostradă s-a cuibărit în mine, în colțul cel mai ascuns și mai tulbure al conștiinței mele, iar uneori, pentru o nimica toată, fără niciun temei, se zbătea deodată ca o fiară trezită sau ca un alt eu care se întorcea în somn. Am străbătut Valea Ionului, mi-amintesc că m-am oprit într-un bar tutunjelie la Joigny ca să-mi cumpăr țigări și să caut o toaletă. În spatele teșghelei erau fotografii de camioane accidentate și un afiș tricolor care anunța distracțiile de la sfârșitul săptămânii. Șoferi de camioane pălăvrăgeau bând bere. Au tăcut cât timp am rămas acolo, iar unul dintre ei, pe când îmi plăteam sucul de fructe pe care îl băusem, i-a zis patronului să-l treacă în contul lui. N-am vrut, dar el mi-a spus un accent din sud că atât ar mai lipsi, să-l refuz. Și atunci mi-am luat banii înapoi. Am pornit din nou mașina, tocmai când ieșea și el împreună cu altul și, înainte de a se îndrepta spre camion, s-a oprit lângă mine. Era brun, cam de vârsta mea, cu o înfățișare relaxată și cu un surus gips.
mi-a spus tot cu accentul lui, plimbându-și ochii de la capota mașinii până la răscroiala taiorului meu, trebuie să zburați cu un asemenea motor. I-am spus da, dând cu putere din cap. A adăugat că e păcat, pentru că astfel nu ne vom mai revedea. Când am pornit, el deschidea portiera camionului și se cățăra în cabină. A făcut semn cu mâna și mi-a strigat. Dacă ne mai vedem, am să vi-l dau înapoi. Ținea în mână ceva pe care nu-l mai puteam vedea din cauza depărtării. Am înțeles când mi-au căzut ochii pe parbriz. Izbutise să-mi șterpelească buchetul de violete. După Auxerre, am intrat pe autostradă, ale cărei lucrări nu erau încă terminate și am mers mai repede decât m-aș fi închipuit că am să o fac vreodată în viața mea. Am regăsit naționala numărul 6, la sud de Avalon. Soarele nu mai era atât de înalt, dar era încă destul de cald și totuși mie mi-era frig. Capul îmbâjia, pustiu. Cred că din cauza enervării și a fricii care m-a cuprins când am simțit piciorul gol, apăsând din ce în ce mai adânc pe accelerator. Mai cred că tot același lucru m-a determinat să exagerez, imediat după acesta, un incident lipsit de importanță. Va trebui să nu vorbesc de el dacă voi fi interogată. Asta ar încurca totul, iar ei s-ar întreba dacă sunt în toate mințile și nu vor mai crede ceea ce repovestesc. Am intrat într-un sat, primul întâlnit după ce părăsisem autostrada. E drept că mi se părea cunoscut, dar oricare sat cu casele cenușii, cu o clopotniță ascuțită pe fondul cerului albastru, cu coline în zare, ieși deodată înaintea ta în soarele de vară care se înfundă într-o stradă lungă, atât de lungă încât mă dureau ochii privind-o și era să mă opresc, oricare sat de acest fel mi-ar fi dat aceeași impresie, de ceva văzut de multă vreme, de foarte multă vreme, de prea multă vreme, ca să-ți poți smulge amintirii un detaliu sau un nume. O femeie, cu un șorț negru, slabă, bătrână, cu obrăzul brăzdat, ședea în fața unei cafenele pe un scaun pliant, iar ușa cafenelei, foarte îngustă, părea o căscătură neagră de umbră. Mergeam încet, orbită de lumină, când, deodată, ceva m-a făcut să-mi întorc capul și am văzut-o pe femeia aceea, care îmi făcea semn și mă chema. M-am oprit la marginea trotuarului. Ea se mișca foarte greu și de-abia venea spre mine. Am coborât. Avea un glas foarte puternic, dar răgușit, înăsprit de astmă și o înțelegeam cu greu. Mi-a spus că dimineața mi-am uitat pardesiul la ea. Mi-aduc aminte că într-o mână avea păstăi de mazăre și că o văzusem cu un coș pe genunchi când era așezată. I-am răspuns că se înșela, că nu-mi uitasem pardesiul la ea pentru bunul motiv că n-am fost niciodată acolo. A insistat, spunându-mi că mi-a servit cafea, tartine și că a înțeles că nu eram într-o stare normală, fapt pentru care nu s-a mirat când a găsit pardesiul meu pe un scaun. Am spus că e vorba de o greșeală, că îi mulțumesc totuși și m-am urcat grăbită în mașină. Mi-era frică de ea. Ochii ei îmi scormoneau fața cu un fel de răutate. S-a ținut după mine, a apucat portiera cu o mână zbârcită, brună, cu pielea crăpată la încheieturi. Îmi spunea într-una că am băut o cafea, am mâncat tartine, în timp ce mi se punea la punct mașina. Nu mai găseam locul contactului. Fără să vreau, am început să mă justific. Dimineața mă aflam la Paris, la nu știu câți kilometri de acolo, iar ea confunda probabil două mașini asemănătoare. Mi-a răspuns cu un zâmbet rău de bătrână, un lucru îngrozitor. În fine, pe moment mi s-a părut îngrozitor. Mașina era la garaj, nici n-am văzut-o, dar pe dumneata te-am văzut. Nu știu ce m-a apucat. I-am smuls mâna de pe portieră, strigându-i să-mi dea pace. Nu o cunoșteam. Ea nu m-a văzut niciodată și nu trebuia să spună vreodată, dar niciodată că m-a văzut. Mi-am dat atunci seama că și alți locuitori ai satului mă ascultau și mă priveau. Am pornit la repezeală. Asta-i tot. Lucrurile s-au petrecut acum un sfert de oră, poate mai puțin. Am condus drept în fața mea. Am încercat să mă gândesc la Maica Superioară, la ceva care să mă liniștească, la camera mea, la mare, dar n-am putut. Am văzut o stație de benzină pe partea stângă a șoselei. La Orly m-am uitat la nivelul rezervorului care era aproape plin. Acum scăzuse la jumătate, dar mai puteam să fac încă mulți kilometri. Cu toate acestea, am preferat să mă opresc. Omul care s-a apropiat să mă servească glumea cu doi automobiliști. Nu purta nici șapcă, nici uniformă. M-a îndreptat spre o clădire cu ziduri albe. I-am scos fularul, îmi amintesc scârțitul pașilor mei pe pietriș și mai ales soarele care explodase într-o mie de pete luminoase printre arbori și coline. Înăuntru era o umbră călduță, liniște. I-am aranjat la loc părul și am deschis robinetul unui lavabou. Atunci, celălalt, eu al meu, produs al spaimei, s-a trezit strigând cât putea. Am fost apucată pe la spate atât de repede, încât n-am avut nici vreme să mă zbat și știu, da, știu sigur, că timp de o străfulgerare dintr-o veșnicie am înțeles că cineva, cu sânge rece, dar cu o înverșunare disperată, îmi zdrobea mâna, cu toate că mă rugam și îl imploram să n-o facă. Automobilul. Manuel
Ar fi putut să le spună întocmai ce anume era acest automobil. Un Thunderbird din anul acela, complet automatizat. Motorul în V8 de 300 de cai putere, 180 de km la oră viteză maximă, cu un rezervor de 100 de litri. El a lucrat cu mașini de la vârsta de 14 ani, acum avea aproape 40, și se interesa de tot ce mergea pe patru roți, aproape tot atât cât de ceea ce merge pe două picioare și poartă tocuri înalte. Singurele sale lecturi erau l'argus de la automobili, anuar cu prețul de vânzare al tuturor mașinilor de ocazie, precum și prospectele produselor de înfrumusețare pentru femei, atunci când le găsea pe teșgheaua farmacistului. În America, Manuel ar fi avut satisfacția să-și poată arăta cunoștințele. Acolo ești ascultat, chiar dacă nu vorbești bine limba lor și ai nevoie de 200 și 3 ani ca să găsești un cuvânt. Manuel, care era basc, a lucrat toată tinerețea lui în America, mai cu seamă în Toledo, Ohio. Mai avea un frate acolo, cel mai mare, preferatul lui. Ceea ce regreta cel mai mult din America era fratele și o fată cu părul roșu, care se plimbase pe vapor, pe Maumee River, în timpul unei sărbări organizate de colonia bască. Nu se întâmplase nimic, afară de faptul că ea venise la el în cameră într-altă zi și că el a încercat să o pipăie, dar ea n-a vrut. Avusese mai multe iubite în timpul cât a lucrat la Toledo, dar cele mai multe dintre ele erau niște adevărate aparate de taxat aduse mereu la zero, sau femei măritate și se gândea la ele fără nicio nostalgie. Îi spunea că pe atunci era prea plin de viață, prea nerăbdător și că dacă și-ar fi dat ceva mai mult de osteneală, ar fi putut să o aibă și pe Maureen, ca pe toate celelalte. El o chema Maureen atunci când evocaser barea de pe râu, pentru că semăna cu Maumee și avea un iz irlandez, dar în realitate nu-și mai aducea aminte de numele ei. Poate că nici nu era irlandeză. I se întâmpla chiar uneori, atunci când vinul nu-i mai putea alunga gândurile negre, să nu mai fie nici atât de sigur dacă avea părul roșu. Fiica soției avea 2 ani când el îi devenise tată, a primit de asemenea numele de Maureen, dar toată lumea se obișnuise să-i spună Momo sau Riri, chiar și profesoara la școală. Iar el n-a putut să-i împiedice. În viață, puteți încerca întotdeauna să păstrați o coajă de pâine, dar oamenii vor găsi mereu calea să vă smulgă. Emanuel nu-i plăcea să treacă drept un pisălog, mai ales printre clienți, și știa din experiență că, în afara mașinilor franțuzești, dacă te întreba cineva ce-i drăcie asta, o făcea doar ca să afle cât face. Din punct de vedere tehnic, se știa dinainte că nimeni nu e interesat. Afară, bineînțeles, de cunoscătorii care nu-ți pun întrebări, ci încep ei să-ți umfle capul. De aceea, în ce privește Thunderbird-ul cu scaune beji, s-a mulțumit să răspundă. Trebuie să facă vreo 50 de mii, ușor. Terminase de umplut rezervorul și ștergea parbrizul. Lângă el stătea un viticultor din sat, Charles Bolu, și un agent imobiliar din Saulieu, un înalt, slab, cu un Peugeot 404, care trecea de 3 ori pe săptămână, dar pe care Manuel nu știa cum îl cheamă. În clipa aceea a auzit strigătele. Ca și ceilalți, Manuel rămăsese câteva secunde încremenit și cu toate acestea n-ar fi putut spune că era cu adevărat surprins, cel puțin nu atât cât ar fi fost dacă era vorba de o altă femeie. De cum o văzuse pe aceasta, ceva i-a șoptit că nu era complet normală. Poate din cauza ochelarilor negri, a muțeniei, n-a spus decât câteva cuvinte absolut necesare. Sau poate din felul cum mergea înclinând capul într-o parte, un fel de nepăsare, de osteneală. Avea un mers foarte frumos, foarte deosebit, ca și cum mișcarea înaintea picioarelor ei lungi pleca la fiecare pas dintr-o încordare a șalelor. Manuel o asemănase cu un animal rănit, fără să poată hotărâ dacă era o căprioară sau o felină, dar în orice caz, un animal scăpat dintr-o lume nocturnă, pentru că ghiceai sub părul ei blond gânduri întunecate, gânduri izvorâte din noapte. Acum erau toți trei în jurul ei, în timp ce se îndrepta spre biroul lui Manuel. Ieșind din toaletă, au vrut să o sprijine, dar ea s-a îndepărtat numai decât. Nu mai plângea. Ținea lipită de corp mâna umflată, care purta o urmă groasă, vânătă, chiar sub încheietura degetelor. Își regăsise mersul și profilul ei neted, de o mișcare de plină, cu nasul scurt și drept, cu buzele strânse. Chiar în taiorul alb, murdărit de praf, puțin zburlită, păstra în ochii lui Manuel înfățișarea a ceea ce probabil că era, un animal mlădios pentru domn plin de bani. Pe Manuel îl mai supăra un lucru, chiar mai mult decât faptul că se simțea oarecum un amărât, pentru că o femeie depășea mijloacele lui de seducție sau posibilitățile lui, pur și simplu. Pe pragul biroului, lângă maică sa, fetița îi privea apropiindu-se. Manuel ar fi dorit mult ca ea să nu fie acolo.
Avea 7 ani și cu toate că era conștient în fiecare clipă a vieții sale că nu era fica lui, era totuși ființa la care ținea cel mai mult. Dar și ea îl iubea. Îl admira chiar, pentru că tații camaraților de școală veneau la el cu oarecare umilință atunci când motoarele lor cădeau în pană, iar el știa doar cu mâinile lui să le repare pe toate. Nu-i plăcea deloc ca ea să-l vadă într-o situație încurcată. O așeză pe doamna din Thunderbird lângă geamul biroului. Toată lumea tăcea. Acum nu mai îndrăznea să o îndepărteze pe fetiță, fiindcă i-ar fi purtat pică. Se duse în bucătărie, luă o sticlă de coniac dintr-un dulap și un pahar curat din chiuvetă. Soția lui, Miet, a venit după el. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nu știu nimic. Înainte de a se întoarce, trase o dușcă din sticlă. Din principiu, Miet l-a certat că bea prea mult, iar el i-a răspuns în bască că așa o să moară mai repede și ea o să se poată remărita încă o dată. Miet s-a căsătorit prima dată cu nu știu ce fel de spaniol din armata învinsă, despre care el nici nu voia să audă vorbindu-se, dar nu din gelozie. Nu-și iubea nevasta, sau, mai bine zis, nu o mai iubea. Uneori își închipuia că Miet îl încornorase pe spaniol și că altcineva a însărcinat-o cu micuța. Putea fi oricare. Așeză pe masa metalică a biroului un pahar pe jumătate plin, pe care toată lumea îl privea în tăcere. Doamna din Thunderbird făcu semn cu capul că nu voia și lăsă paharul pe masă. Manuel era furios că trebuia să vorbească primul, din cauza micuței, precum și pentru că știa că accentul lui o să-i mire pe ceilalți și că, într-un moment ca acela, se va face de râs. Făcu un gest lung de enervare ca să-i mai vină mai ușor. Spuneți că ați fost atacată, dar nu era nimeni. Toți câți erau se află aici. Nu înțeleg, doamnă, de ce spuneți că ați fost atacată? Nu pricep nimic. El privea prin ochelarii negri, iar el nu-i putea vedea ochii. Bolu și agentul imobiliar continuau să tacă. Credeau probabil că este o epileptică sau așa ceva și că i se făcuse rău. Manuel însă știa că era vorba de altceva. Într-o noapte, în primul an al reîntoarcerii în Franța, i s-a furat sacoșa într-o stație de benzină, aproape de Toulouse. Avea impresia că se găsea în momentul acela într-o stație asemănătoare și n-ar fi putut să spună de ce. Cineva a intrat, spuse doamna. Trebuie să-l fi văzut cu siguranță, pentru că vă aflați în față. Vocea ei era înceată, ca și mersul, dar limpede, fără urmă de emoție. Dacă ar fi intrat cineva, l-am fi văzut, cu siguranță, spuse Manuel. Hotărât lucru, doamnă, n-a intrat nimeni. Ea întoarse capul spre Boliu și agentul imobiliar. Boliu ridică din umeri. Sau, vreți să spuneți, poate că unul dintre noi? Întrebă Manuel. Nu știu, nu vă cunosc. Au rămas toți trei amuțiți, prostiți, privindu-se între ei. Frica lui Manuel de a retrăi noaptea nenorocită de la Toulouse devenea din ce în ce mai precisă. Dar, în același timp, era liniștit, pentru că nu-i părăsise pe ceilalți doi tot timpul cât ea se aflase la toaletă, 5-6 minute. Ghicea fără greșeală, după tăcerea care schimbase felul, că și ceilalți doi se temeau de ea. De altfel, agentul imobiliar vorbi primul și îi spuse lui Manuel: Poate ar trebui ca soția dumitale să o ia pe fetiță de aici. Manuel îi spuse soției în bască că Riri n-avea ce căuta acolo și că și ea, dacă nu voia să încaseze o bătaie de soținăminte, avea tot interesul să o șteargă. Tot în bască, ea îi răspunse că el pe ea a violat-o fără multă vorbă, pe când era văduva unui om admirabil, fără ca cel puțin să-i scoată rochia de doliu, și acum nu era deloc mirată să vadă că a luat-o de la început cu alta. Totuși, a plecat împreună cu fetița, care se întorcea într-una spre doamna și spre Manuel, încercând să înțeleagă cui se reproșa ceva. Niciunul dintre noi trei n-a intrat acolo, îi spuse Boliu doamnei, să nu începe să susțineți lucruri care nu s-au întâmplat. Era un om greoi, cu un glas gros. Când jucau cărți în sat, el striga cel mai tare. Manuel găsea că el spunea în tocmai ceea ce se cuvenea. Nu trebuie să susțină lucruri care nu s-au întâmplat. Vi s-au luat bani? Întrebă Boliu. Doamna făcu semn cu capul că nu, fără șovăire, foarte hotărâtă. Manuel înțelegea din ce în ce mai puțin unde voia doamna să ajungă. Atunci, cum? De ce să vă fie atacat? N-am rostit acest cuvânt. E, totuși, asta ați vrut să spuneți, răspunse Boliu. Înainte un pas spre doamnă. Manuel își dădu seama deodată că ea se sprijinea din toate puterile de pe teaza scaunului și că era frică. Apoi, două lacrimi se prelinseră încet pe sub ochelari, alunecând drept în jos pe obraj. Nu părea să aibă mai mult de 25 de ani. Manuel simțea un ciudat amestec de stânjeneală și excitare. Îi venea și lui să se apropie, dar nu îndrăznea. În primul rând, dați jos ochelarii, zise Boliu. Nu-mi place să vorbesc cu oameni cărora nu le văd ochii.
Manuel ar fi jurat că ea nu va asculta și fără îndoială că agentul imobiliar credea la fel. Poate chiar și Beaulieu, care își exagera furia ca să impresioneze lumea, dar ea se supuse numai decât. Atât de repede, de parcă i-ar fi fost frică să nu fie obligată cu forța. Iar senzația simțită de Manuel fu ca și cum femeia ar fi rămas goală. Avea ochi mari, întunecați, o privire pe deplin dezarmată. Se vedea că își reținea lacrimile pe marginea proapelor și, ce-i drept, să fie al naibii, dacă nu așa, părea mai frumoasă și mai dezbrăcată. Ceilalți doi avură aceeași impresie, căci din nou se produse o tăcere îndelungată. Apoi, fără o vorbă, ea ridică mâna umflată și le-o arătă. Manuel făcu atunci un pas spre ea, care nu-l putea vedea prea bine, și îl îndepărtă pe Beaulieu. Asta?" întrebă el. Ei, nu, acum nu să spuneți că aici ați pățit-o. O aveți și azi dimineață." În același timp îi spuse, nu ține, pentru că începuse să înțeleagă ce se urmărea cu toată comedia asta, o escrocherie, și își dădea seama că era de o absurditate care dărâma la pământ tot mecanismul. Dacă doamna ar fi vrut, de pildă, să susțină că fusese rănită la el, Manuel, și să-l stoarcă de ceva bani în loc să anunțe jandarmii, n-ar fi fost niciodată de acord, cu toate că mai fusese odată la închisoare, atunci, de ce dracu s-a arătat azi dimineață pe aici cu aceeași rană? Nu-i adevărat, exclamă ea. Încercând să se ridice, clătinind din cap cu putere. Beaulieu trebuie să sară în ajutorul lui Manuel ca să o țină în picioare. Prin răscoiala taiorului ei, zăriră că nu purta pe dedesubt decât un sutien de dantelă albă și că începutul sânilor era tot atât de bronzat ca și restul pielii. Apoi călătoarea se învoi să rămână așezată și ei se dădură înapoi. Continuă să repete, punându-și la loc ochelarii, că nu era adevărat. Ce? Ce nu e adevărat? Azi dimineață n-am avut nimic la mână și chiar dacă aș fi avut, dumneata tot n-ai fi putut să vezi, pentru că mă aflam la Paris. Avea din nou glasul ferm, expresia aceea disprețuitoare. Manuel vedea că nu era tocmai dispreț, ci o sforțară să nu mai plângă și să-și păștreze înfățișarea de doamnă. Își cerceta mâna stângă, țeapănă și cu vânătaia aceea ciudată, aproape de încheietura degetelor. Nu erați la Paris, îi zise Manuel calm. De asta nu o să puteți convinge pe nimeni. Nu știu ce urmăriți, dar nu o să faceți pe nimeni de ei să creadă că eu aș fi un mincinos. Ea ridică fruntea, dar nu spre el, ci căuta să privească prin geam. Își întoarseră privirile după ea și o văzură pe Miet, făcând plinul unei furgonete de 2 SV. Manuel spuse, am reparat farurile din spate ale Thunderbird-ului dumitale, azi dimineață. Firele erau smulse. Nu e adevărat. Eu nu spun lucruri neadevărate. Ea sosise în zori. El îi auzise claxonul tocmai când își bea în bucătărie cafeaua cu rom. Avea aceeași înfățișare ca acum, când el ieșise înainte. Același aer, totodată calm și încordat, gata să plângă pentru un fleac, dar părând să spună, dacă sunt atacată, mă apăr. El a privit prin ochelarii negri cum își văra poalele bluzei de la pijama în centură. Apoi i s-a adresat, iertați-mă, dar cât trebuie să pun? Pentru că se gândea că voia benzină. Dar ea s-a mărginit să-i spună că farurile din spate nu mai funcționează și că se va întoarce peste jumătate de oră să-și ia mașina. Și-a pus un pardesiu de vară de pe banchetă, o haină albă. Apoi a plecat. Mă luați drept o alta, spuse doamna. Eu eram la Paris. Asta e bună, răspunse Manuel. Vă iau drept o alta care era dumneavoastră. Puteți confunda două mașini. Când am reparat o mașină, nu o confund niciodată, nici chiar cu sora ei geamănă. Dumneavoastră luați pe Manuel drept altcineva, doamnă. Aș putea chiar să vă spun că am schimbat șurubul la garnitura metalică când am pus la loc firele. Și dacă vă uitați, o să găsiți șurubul lui Manuel. Și se îndreptă deodată spre ușă. Dar Beaulieu îl apucă de braț și îl trase înapoi. Oricum, trebuie să ai ceva scris pentru reparația asta, nu? Eu pentru hârtii nu prea am timp, răspunse Manuel. Voia să fie pe deplin sincer. La urma urmei, n-aveam să marchez 20 de franci ca Ferrand să-și ia partea lui din ei. Ferrand era perceptorul, locuia în sat și bea seara aperitivul cu ei. Chiar dacă ar fi fost și el de față, Manuel ar fi vorbit la fel. Dar ei i-am dat o hârtie. O factură? Dacă vrei. Un petic de hârtie, o foaie de carnet cu ștampilă și totul în regulă. Ea îi privea pe rând, pe Beaulieu și pe Manuel. Își ținea mâna umflată pe brațul drept. O durea probabil. Era greu de știu ce gândea sau simțea în spatele ochelarilor ei negri. În orice caz, spuse Manuel, există cineva care poate să confirme. Dacă vrea să-ți facă mizerii, zise agentul imobiliar, să știi că soția și fica nu-ți pot fi de niciun folos. Lăsați-o pe fica mea în pace. Dracu să mă ia dacă mă gândesc să o amestec în toate astea. Voiam să vorbesc de familia Paco.
Familia Paco ținea una din cafenelele din sat. Mama și Nora se trezeau dis de dimineață ca să servească muncitorii autostrăzii de la Auxerre. Acolo o trimisese el pe doamna în taior alb, când a întrebat unde poate găsi un local deschis. Era ciudat, o femeie singură, care să conducă noaptea, răsărind din noapte cu ochelari negri. Atunci nu înțelesese că ea era mioapă și voia să nu se vadă. Era atât de ciudat, încât nu observase decât în ultimul moment pansamentul din jurul mâinii stângi. Un pansament alb, care se vedea în lumina slabă. Mă doare, zise doamna. Lăsați-mă să plec. Vreau să merg la un medic. O clipă, spuse Manuel. Vă cer iertare. V-ați dus la Paco. Ei o să poată confirma. Mă duc să le telefonez. E o cafenea? Întrebă doamna. Întocmai. Și ei confundă. Se lăsă tăcerea în care doamna, nemișcată, se uita la ei. Ai fi socotit că e încăpățânată dacă ai fi putut vedea ochii, iar Manuel înțelese și el acum că e o smintită, că nu voia să-i facă niciun rău, că era pur și simplu o trăznită. Îi spuse cu o blândețe care îl miră și pe el. Purtați un pansament la mână azi dimineață, vă asigur. Adinaur, când am sosit, nu l-aveam încă. Nu? Manuel îi întrebă din ochi pe ceilalți doi care ridicau din numeri. Nu, n-am observat. Ei și, din moment ce vă spun că l-aveați azi dimineață, nu eram eu. Atunci, de ce v-ați întors? Nu știu. Nu m-am întors. Habar n-am. Alte două lacrimi alunecară de-a lungul obrajilor. Lăsați-mă să plec. Vreau să văd un doctor. Am să vă conduc la un doctor, zise Manuel. Nu-i nevoie. Vreau să știu ce o să-i povestiți, răspunse Manuel. V-a spus cumva în cap să-mi faceți necazuri, nu? Ea făcu, agasată, semn cu capul că nu. Sigur că nu. Și când se ridică, îi se dă dură înapoi. Îmi spuneți că mă înșel. Că Paco, că toată lumea confundă, zise Manuel. Nu înțeleg deloc ce urmăriți. Lasă-o în pace, interveni Bolu. Când ieșiră, ia înainte, apoi agentul imobiliar, Bolu și Emanuel la urmă, în fața pompelor, găsiră mai multe mașini oprite. Miet, care nu fusese niciodată expeditivă, se ducea de la una la alta, depășită. Micuța se juca pe o grămadă de nisip aproape de șosea, împreună cu alți copii. Văzând că Manuel se urcă în vechea lui fregată și că doamna de la Paris îl însoțește, fetița se îndreptă spre el legănându-și brațele, murdară pe obraz. Du-te înapoi la joacă, îi spuse Manuel. Mă duc până în sat și mă întorc. Dar ea rămase locului lângă portieră, tăcută, în timp ce îl încălzea motorul. Nu o slăbea din ochi pe doamna așezată lângă el. În timp ce vira în fața pompelor, Boliu și agentul imobiliar povesteau pățania altor automobiliști. Văzând retrovizor că toată lumea îl urmărea cu privirea depărtându-se. Soarele dispăruse în spatele colinelor, dar avea să apară curând din nou, pentru a doua înserare, în cealaltă parte a satului. Pentru că răbda greu tăcerea ce se lăsase între ei, Manuel îi spuse doamnei că, probabil din cauza asta, satul se numea Deux Soirs les Avalons, două seri în Avalon. Era vădit că ea nu-l asculta. Adus la doctorul Gara, care avea cabinetul în fața bisericii. Era un bătrân înalt, puternic, ca un copac, care de ani de zile purta același costum de chevio. Manuel îl cunoștea bine, pentru că era bun vânător, socialist ca și el și împrumuta uneori fregata ca să-și facă vizitele. Atunci când mașina lui, una cu tracțiunea în față din 43, avea ceea ce îl numea bătăi de inimă. De fapt, după mai multe rodaje ale supapelor, Hodoroaga nu mai avea nici inimă, nici altceva, și nu s-ar fi putut târâ pe roțile ei nici până la fiare vechi. Doctorul Gara examină mâna doamnei, o puse să miște degetele și spuse că o să-i facă o radiografie, dar că, după toate aparențele, încheieturile nu erau sărite de la locul lor. Lovitura zdrobise mușchii palmei. O întrebă cum s-a petrecut. Manuel stătea deoparte, deoarece cabinetul doctorului îl impresiona ca și biserica de peste drum, precum și pentru că nu-i spusese nimeni să se apropie. După o scurtă șovăire, doamna răspunse scurt că a fost un accident. Domnul Gara aruncă o privire și asupra mâinii ei drepte, care n-avea nimic. Sunteți stângace? Da. Nu o să vă puteți servi de mână vreo 10 zile. Pot să vă eliberez o foaie de concediu medical. Nu-i nevoie. O trecu în altă încăpere zugrăvită în alb, unde se afla o masă de consultație, borcane de sticlă și un dulap mare de farmacie. Manuel îi urmă până la ușă. Siluetă lungă, albă pe albul zidurilor, doamna își scoase pe jumătate jacheta taiorului atât cât să-și elibereze brațul stâng. Dar Manuel putu să zărească o clipă pielea bronzată și mătăsoasă a pieptului ei strâmt, să ghicească sub dantela sutienului sânii rotunzi, tari, de o mărime neașteptată pentru corpul ei zvelt. Apoi nu mai îndrăzni nici să privească,
Ni să se dea înapoi, nici chiar să-și înghită saliva. Se simțea nătărău. Și de ce? Trist, da? Trist ca un câine. Doctorul Gara a făcut o radiografie, a dispărut ca să o developeze și a revenit confirmând că nu era nicio fractură. Îi făcu o injecție ca să-i potolească durerea, strânse mâna umflată într-un pansament rigid care susținea dosul și podul palmei, înfășură o fașă mai întâi între degete, apoi de jur împrejur, foarte strâns, până la încheietura mâinii. Operația a durat un sfert de oră, timp în care niciunul din cei trei n-a scos o vorbă. Dacă o durea, atunci nu lăsa să se vadă. Își privea mâna care era tratată sau zidul din față și, de mai multe ori, a împins rama ochelarilor cu arătătorul mâinii drepte ca să-i ridice. Nu părea să fie mai smintită ca alții, ba chiar mai puțin, iar Manuel îi spuse că era mai bine să uite purtarea ei. Se căznea să-și tragă pe braț mâneca jachetei, a cărei extremitate era prea îngustă. Manuel îi veni în ajutor să descoasă câteva cusături, în timp ce doctorul strângea lucrurile. Mirosi parfumul plăcut și luminos ca părul ei și încă ceva mai călduț, care era mirosul pielii. Când se întoarseră în biroul lui Gara, în timp ce acesta scria o rețetă, ea căută prin geantă, scoase un pieptăn și își aranjă pieptănătura cu mâna dreaptă. Tot atunci a scos și niște bani. Dar Manuel i-a spus că o să se înțeleagă el cu doctorul. Ea ridică din umeri, fără supărare. El a înțeles imediat că din cauza ostenelii și își băgă la loc în geantă banii și rețeta. Apoi întrebă, când mi-am făcut asta? Doctorul Gara o privi fără să înțeleagă, apoi își întoarse ochii spre Manuel. Întreabă când s-a rănit. Gara înțelegea din ce în ce mai puțin. Se uita la tânăra așezată în fața lui, ca și cum încă n-o văzuse până atunci cu adevărat. Nu știți când? Ea nu răspunse nici cu cuvinte, nici cu un semn. După cât înțeleg, presupun că ați venit să mă vedeți numai decât, nu? Domnul pretinde că aveam rana și azi dimineață, zise ea, ridicându-și mâna bandajată. E foarte posibil, dar, în sfârșit, dumneavoastră ar trebui să știți. E posibil? De ce nu? Ea se ridică și mulțumi. În timp ce doamna ieșea pe ușă, Gara îl reținu pe Manuel de braț și îl întrebă din priviri. Manuel făcu un gest a neputință cu mâinile îndepărtate. Se urcă din nou la volan și o aduse înapoi lângă Thunderbird, întrebându-se ce avea de gând să facă. Spuse că s-ar putea întoarce acasă cu trenul și că ar putea trimite pe cineva să ia mașina. Se lăsa noaptea. Manuel nu-și mai putea scoate din cap imaginea sânilor plini. Nu o să puteți conduce cu pansamentul ăsta. Ba da. Își întoarse puțin privirea și, înainte de a fi rostit ceva, el a știut ce o să-i spună. Și pe drept cuvânt. Am condus doar și azi dimineață când m-ați văzut. Iar mâna mea era în starea de acum, nu? Atunci ce s-a schimbat? Nu-și mai vorbiră până la stația de benzină. Miet aprinsese lămpile. În picioare, pe pragul biroului, îi privea coborând din fregată. Doamna se duse spre Thunderbird, pe care cineva, probabil Bolu, o garase mai departe de pompe. Își aruncă geanta pe locul de lângă ea și se instală la volan. Manuel o văzu pe fetiță răsărind de după casă, alergând și apropiindu-se brusc ca să-i privească. Se apropie de mașină, al cărei motor fusese pus în mișcare. N-am plătit benzina, îi spuse doamna. Manuel nu-și mai amintea precis cât avea de primit și făcu o socoteală rotundă. Iar ea îi dădu un bilet de 50 de franci. Nu putea lăsa să plece așa, mai ales în fața fetiței, dar nu găsea nimic de spus. Ea își înodă fularul în jurul capului și aprinse farurile mici. Tremura. Fără să-l privească, îi spuse. N-am fost eu azi dimineață. Vocea era șoptită, încordată, aproape rugătoare. În același timp, el o vedea cum o văzuse în zori. La urma urmei, ce importanță avea acest lucru acum? Răspunse. Eu unul nu mai înțeleg nimic. Poate că m-am înșelat. Oricine se poate înșela. Dani își dădea seama că nu credea o vorbă din ceea ce îi spunea. În spatele lui, în bască, Miet striga că s-a telefonat de 3 ori pentru niște depanări. Ce spune? Nimic. O să puteți să vă descurcați cu pansamentul ăsta pe mână? Îi făcu semn cu capul că da. Manuel îi întinse mâna peste portieră, spunându-i repede, foarte încet. Fiți drăguță, strângeți-o, de ochii micuței care ne privește. Ea întoarse capul spre fetiță, care stătea nemișcată la câțiva pași de ei, sub lumina lămpilor, în șorțul cu pătrate roșii, cu genunchii murdari și înțelese atât de repede cererea lui, încât simți cum îi bate inima. Dar adevărata lovitură în inimă n-a fost nici atunci și nici când ea i-a întins mâna dreaptă, ci a fost brusc, neașteptat, necunoscut încă zâmbetul ei. Îi zâmbea și tremura în același timp. Manuel se gândea să-i spună ceva minunat ca să-i mulțumească. Ceva frumos,
care să șteargă tot ce a fost înainte, dar nu putu rosti decât o cheamă Maureen. Ea demară, ieși de pe potecă, viră în direcția Solieu, iar el făcu câțiva pași spre șosea, pentru a urmări mai mult timp cele două lumini roșii orbitoare care se îndepărtau. Maureen veni lângă el, iar Manuel o luă în brațe și îi spuse: "Vezi tu farurile alea? Le vezi? Ei bine, uită-te, nu funcționau, dar taică tu, Manuel, le-a reparat." Mâna nu durea, nimic nu durea. Totul în ea era amorțit. Era frig, foarte frig în mașina descoperită și asta o amorțea și mai mult. Privea țintă drept în față, în zona cea mai luminoasă a farurilor, chiar în fâșia aceea de pulbere unde acestea se topeau în noapte. Când alte mașini veneau din față, îi trebuia o jumătate de secundă să-și treacă mâna dreaptă peste volan, o jumătate de secundă în care volanul nu era ținut de altceva decât de pansamentul ei rigid. Conducea cu minte, dar cu o regularitate încăpățânată. Acul indicatorului de viteză trebuia să rămână foarte aproape de 40 de mile, să atingă cel puțin marele 4 metalic. Atâta vreme cât acesta nu se îndepărta de el, spunea ea, nimeni și nimic nu era trădat. Volanul nu se mișca nici cu un milimetru. Parisul se îndepărta din ce în ce mai mult. Îi era prea frică să se mai gândească. Totul era în regulă. Știa ea foarte bine ce se întâmplă când trădezi. Mai bine că nu. Pretinzi că iubești pe cineva sau ții la ceva și apoi, deodată, cât durează desprinderea acului de la cifra 40, de-abia cât mai să simți o oboseală, vreme de o respirație și atât, cât să ai timp să-ți spui, nu voi fi în stare să țin la acel cineva sau să-mi placă lucrul acela până la capăt. Și gata, o ușă se închide. Poți să alergi pe străzi și poți mult și bine să te înfășori în lacrimi fierbinți și să încerci chiar luni de zile să ștergi toate astea din minte. Că de trădat, tot ai trădat. Și știi că ai lăsat toate baltă. Solieu însemna petele luminoase și petele negre, drumul care contea în pantă, turlele unei biserici. Se opri după ce intrase într-o stradă și apoi în alta, la mai puțin de un metru de zidul cenușiu al bazilicei. Tăie contactul și se prăbuși cu capul pe volan, cu ochii uscați și cu suspine în piept, pe care nici nu încerca să și le rețină, dar care nu ieșeau și se transformau într-un sughiț comic. Rămase cu gura pe pansament, cu părul dinaintea ochilor, dincolo de blestemații ochelari de bufniță. Acum, cu asta te-ai ales. Îți seamănă bine, n-ai decât mâna dreaptă și inima asta mahmură, dar trebuie să continui. Nu-ți mai pune întrebări, continuă. Își luă răgazul să rămână așa câteva minute, 3 sau 4, poate mai puțin, și apoi se aruncă pur și simplu pe spate, pe rezemătoarea scaunului, spunându-și că lumea e mare, viața e lungă, că era foame, sete și că avea chef să fumeze. Noaptea se întindea luminoasă și frumoasă deasupra ei. Pe o hartă pe care o putea apuca cu mâna sănătoasă, mai rămânseseră încă unele nume, ca Salon de Provence, Marsilia și San Rafael. Iată, fată, ești ceea ce se cheamă o ciclotimică. Da, sunt o trăznită. Când veselă, când tristă și încă una căreia e frig. Apăsă pe butonul capotei, care se ridică miraculos pe cerul soliului, ascunzând stelele și închizind-o pe ea, Danny Longo, într-o lume care semăna cu corturile din copilărie, cele pe care le construiau din cearceafuri de pat în dormitorul orfelinatului. Își aprinse o țigară, care îi plăcea, și înțepa gâlârjul, ca primele țigări fumate la 15 ani, sub cearceafuri, pe care și le treceau din mână în mână, fiecare câte un fum, ca apoi să tușească de să-și dea sufletul. Iar turnătoarea maicii supraveghetoare să spună sss, ca să se audă în tot dormitorul. Atunci se aprindea lumina și sora supraveghetoare venea într-o cămașă de pânză groasă, cu ceva pe cap, ca să-i ascundă craniul ras, și împărțea palme peste tot, la nimereală. Le trebuia să-ți ridici genunchii până la gură și să te acoperi cu coatele, așa că până la urmă tot pe ea o durea. Trecură oameni, pașii lor răsunau pe pavaj. Un orologiu bătu adânc jumătatea. La ce? La 9, cum se vedea pe ceasul de pe tabloul de bord. Danny Longo a prins o lumină interioară. Totul se aprinde. În mașina asta nu poți să apeși pe un buton fără să-i o fi orbită. Căută în buzunarul portierei și se uită repede în hârtiile pe care le văzuse acolo cu câteva ceasuri mai devreme. Nu găsi nicio factură de reparație de la Dessouac les Avalon. De altfel, nici nu se așteptase să găsească vreuna. Își goli și geanta pe scaunul de alături. Tot nimic. Se întrebă, puțin încurcată, de ce își dădea atâta osteneală. Știa doar perfect de bine că nu pusese piciorul în viața ei în casa omului scund, cu accent basc.
puse totul la loc, în geantă. La urma urmei, câte mașini sport americane n-au trecut într-o zi pe șoselele naționale între Paris și Marsilia? Zeci, poate peste 100. Și câte femei nu puteau, în iulie, să fie îmbrăcate în alb? Câte din ele, Dumnezeule, nu purtau ochelari de soare? Întâmplarea ar fi fost de-a dreptul ridicolă dacă n-ar fi existat mâna ei strivită. De altfel, mărunțelul acela din sud-vest n-a făcut altceva decât să mintă. Cel puțin rana era reală, vedea cu ochii ei pansamentul și nu exista decât o explicație. Cel puțin ea nu vedea decât una singură. Unul din cei doi automobiliști, sau poate chiar el, a intrat după ea în toaletă ca să ia banii, sau pentru altceva ce nu putea crede, dar privirea aceea din cabinetul medicului, când ea scosese brațul din mâneca taiorului, privirea aceea dezgustătoare și în același timp jalnică, era tot o scorneală de ei, fără îndoială că trebuie să se fi zbătut. El a simțit că îi rupe mâna și l-a cuprins frica. După aceea, ca să-i scoată basma curată pe prieten sau chiar pe el, a povestit în birou tot ce i-a trecut prin minte. Și apoi paharul acela de alcool de pe masă și roșcatul cel mătăhălos care vorbea tare. Vedeau bine că era speriată și profitau de aceasta. Și, desigur, chiar fără să înțeleagă că mașina nu era a ei, toți trei au ghicit totuși că ceva o împiedica să cheme poliția, așa cum ar fi trebuit să o facă. Asta era. Cu siguranță că nu putea fi altceva. Ea avea impresia că trișează puțin, pentru că nu putea uita chipul smochinit, ochii răi ai bătrânei de pe strada lungă, inundată de soare. Dar și asta era doar o coincidență, o confuzie. Deschise valiza neagră din spate, îngenunchind pe scaun, și scoase plovorul alb pe care îl cumpărase la Fontainebleau. Era moale, cu un miros de nou, care îi făcea bine. Stinse lumina din mașină ca să-l îmbrace pe sub taior, o reaprinse și și-aranjă gulerul înalt, privindu-se în retrovizor. Fiecare mișcare, făcută cu atât mai multă atenție, cu cât era puțin dibace cu dreapta, îndepărta pe femeia bătrână, stația de benzină, tot acel urât sfârșit de după amiază. Ea era Dani Longo, blondă și frumoasă, în drum spre Monte Carlo, cu un taior pe care trebuia să-l spele, căci se usca în 2 ore și cu o foame de lup. La ieșirea din Solieu, un panou arăta că Chalon era la 85 de kilometri. Nu mergea prea repede. Șoseaua urca, era tare întortocheată și trebuia să se aștepte că nu putea ajunge acolo în mai puțin de o oră și jumătate. Dar, în fața ei, mai erau și alte mașini, ale căror faruri o călăuzeau la cotituri și hotărâ să nu se mai oprească. Tocmai în clipa când și-a făgăduit să nu mai oprească, fu obligată, moartă de frică, să o stopeze. Mai întâi a zărit pe stânga, la încrucișarea cu șoseaua națională spre Dijon, siluetele greoaie, masive, a doi polițiști pe motocicletă, staționați sub copaci. Nici nu era prea sigură, depășindu-i că a văzut uniforme, dacă erau polițiști și o vor urmări. Văzu apoi în retrovizor, la mai mult de 200 de metri în spate, cum unul dintre cei doi întorcea grăbit spre șosea, repezindu-se vâjind pe urmele ei. Polițistul creștea mereu în oglindă. Acum îi putea deosebi casca, ochelarii mari de protecție, dând impresia unui robot necruțător, fără nimic omenesc. Îmi spunea, e cu neputință, nu pe mine mă urmărește. O să mă depășească și o să-și continue drumul. Trecu într-un vuie de motor forțat la maximum. Continuă o clipă și apoi încetimi, întorcându-se spre ea cu mâna ridicată. Se opri pe marginea șoselei, la 20 de metri de el, care își gara motocicleta, scotea mânușile, apropiindu-se în lumina farurilor cu pas liniștit, exagerat de liniștit, ca să-i zdrobească ei mai repede nervii. Știa că totul s-a terminat înainte de a fi început. A observat dispariția Thunderbird-ului. Aveau fără îndoială semnalmentele și numele ei, tot ce le trebuia. În vremea asta, ea, care nu se adresase unui polițist decât ca să-i ceară o informație în Paris, avea o curioasă impresie de ceva văzut, ca și cum și-ar fi închipuit dinainte această scenă, cu toate amănuntele sau a retrăi-o. Ajuns aproape de ea, polițistul întoarse întâi capul spre mașinile care treceau pe șosea, străbungând noaptea într-un mare vârtej de vuiete. Apoi oftă, își ridică ochelarii pe cască, se sprijini cu toată greutatea pe portieră și zise: Ce se aude, domnișoară Longo? Ne plimbăm? Era un om scrupulos și se numea Toussaint Nardi. Avea soție, 3 copii, oarecare îndemânare la tragerea cu pistolul, un cult pentru Napoleon, un apartament de 4 camere cu apă caldă și crematoriu de gunoi în incinta cazărmii, economii în cont la poștă, o nesfârșită răbdare de a învăța din cărți, ceea ce n-a avut timp să învețe la școală, precum și nădejdea de a termina ca bunic și ofițer de poliție într-un mic orășel însorit. Avea reputația unuia căruia nu-i bine să-i calci pe bătături. Da, de fapt, om cum se cade.
atât cât poate fi un polițist. În 15 ani de serviciu nu avusese niciodată prilejul să-și arate dibăcia pe altceva decât pe țintele de antrenament sau de bâlci și de aceea se considera fericit. De asemenea, nu ridicase niciodată mâna asupra cuiva, nici în civil, nici în uniformă, dacă nu punea la socoteală cele câteva chelfănele administrate fiului mai mare, care, la 13 ani, se pieptăna ca un Beatles, fugea de la orele de matematică și putea deveni un derbedeu dacă n-ar fi fost ținut în frâu. În sfârșit, singura lui grijă, în afară de aceea de a evita complicațiile, era să-și dichisească cu dragoste motocicleta, mai întâi din spirit de disciplină și apoi pentru că aceasta ar putea deveni cauza principală a unei morți premature. Când văzuse trecând Thunderbird-ul alb cu acoperișul negru la încrucișarea națională 6 cu 77 bis, se afla în plină discuție despre motociclete cu colegul său Rapa. Pe acesta îl prefera pentru că la cazarmă era vecinului de etaj și pentru că nici fiul acestuia nu era mai breasca a lui. În timpul serviciului de zi nu puteau vorbi deloc. Noaptea aveau, în afară de motociclete, trei subiecte de vorbă destul de bune. Tâmpenia brigadierului șef, defectele soțiilor lor și moravurile ușoare ale celorlalte femei. Lui Nardi nu i-a fost deloc greu să recunoască Thunderbird-ul. Nu mergea prea repede și a putut să-i citească numărul 3210RX75. Un număr ușor de reținut pentru că îi amintea de numărătoarea inversă de la lansarea rachetelor. Avusese vaga presimțire în timpul celor 2 ore dinainte că o va vedea trecând din nou. Sunt unele lucruri pe care nu le poți explica. Îi spuse doar lui Rapar. Vezi cum se circulă pe Naționala 80 și ne întâlnim aici. Era așezat călare pe motocicletă și n-a avut decât să o ridice și să pornească motorul cu lovitură puternică de picior. Dădu prioritate unei camionete, se repezi pe dreapta și coti în plină accelerație. În 3 secunde a avut în fața ochilor farurile Thunderbird-ului, enorme, de un roșu orbitor, în stare să complexeze pe viață, pe un mare amator de procese verbale. Nu vedea cine se afla la volan. În depășire, privirea s-a agățat de pansamentul pe care ea îl purta la mâna stângă și știu pe loc că era ea. Când îi ceruse să se oprească, nu îi putea să-și aducă aminte numele, pe care îl citise totuși, împreună cu data ei de naștere și tot restul. Cu toate acestea, avea o foarte bună memorie a numelor. Își aminti în ce mergea spre ea. Longo. Era diferită de azi dimineață. Se întreba din ce cauză, mai ales că îl privea ca și cum nu l-ar fi recunoscut. Apoi își dădu seama că dimineață nu avea plovorul cu gurel înalt. Alb, ca și taiorul, acesta îi dădea o înfățișare mai rotundă obrazului și, prin contrast, l-arăta mai bronzat. Dar dădea dovadă de aceeași emotivitate ciudată, de aceeași greutate de a rosti un cuvânt, iar lui făcea aceeași impresie, că se găsea în fața unei vinovate. Vinovată de ce? Oprise în zorii zilei, puțin după Solieu, pe drumul spre Avalon, pentru un defect la farurile din spate. Era la sfârșitul orelor de serviciu și pusese mâna în timpul nopții pe destui imbecili care treceau de linia galbenă, depășeau în vârful pantelor și își băteau joc de viața altora. Așa că era sătul și s-a mulțumit să-i spună: farurile dumneavoastră nu funcționează. La revedere și să nu se mai întâmple. Iar și o femeie, oricât de emotivă ar fi, nu putea să cadă într-o asemenea panică, numai pentru că un polițist, frânt de o steneală, i-a cerut să-și repare farurile. Numai după aceea, când găsise că purtarea ei era prea ciudată și i-a cerut să-i arate actele, a observat pansamentul de la mâna stângă. Tot timpul cât îi cerceta permisul de conducere, îi fusese eliberat la 18 ani, în Nord, unde locuise pe atunci la un orfelinat condus de maici, și-a dat seama, cu toate că ea rămânea pe deplin tăcută și nemișcată, că nervozitatea fetei creștea și se apropia de un punct limită, când putea reprezenta o primejdie pentru el. Da, era de neînțeles și n-ar fi putut să explice, cu toate acele blestemate manuale de psihologie cu care își burdușea capul pentru examene. Dar a avut sentimentul foarte limpede al unei primejdii. De pildă, simțea că ar fi posibil ca ea, ajunsă la limita rezistenței nervoase, să scoată din buzunarul portierei o armă cu care să-l transforme într-o victimă a datoriei. În plus, n-ar fi trebuit să rămână singur. Dar el se învoise cu Rapar ca acesta să plece mai devreme, ca să fie în formă la masa de botez a micuței sale nepoate. Nu era nici el cu totul în regulă în toată povestea asta. Actele ei, în schimb, păreau să fie în regulă. A întrebat-o unde se ducea. La Paris. Ce profesie avea? Secretar într-o agenție de publicitate. De unde venea? A dormit într-un hotel la Chalon. Numele hotelului, Renașterea. Răspundea fără prea multă șovăire, dar cu un glas descompus și de-abia perceptibil. Era întuneric, între zi și noapte și nu o vedea prea bine. Se gândea să-i ceară să scoată ochelarii, dar nu puteai pretinde asemenea lucru, mai cu seamă unei femei, fără să par că vrei să joci rolul personajului nemilos dintr-un foileton de televiziune. Nardi se temea grozav de ridicol.
Mașina era pe numele firmei de publicitate unde lucra. I-a spus și numărul de telefon al patronului ca să poată verifica faptul că mașina era deseori încredințată. Tremura. Nu era semnalată nicio Thunderbird furată și rătăcind pe șosele, iar dacă i-ar fi tocat nervii până la limită, s-ar fi putut să aibă neplăceri după aceea. A lăsat-o să plece. Mai târziu, i-a părut rău. Ar fi trebuit să verifice dacă era în armată. Da, de ce-i venise în minte ideea iurită că ar fi putut avea o armă? E tocmai întrebarea care l-obseda. Acum nu mai pricepea nimic. Avea de-a face cu aceeași fată speriată, derutată, dar ceva se schimbase de azi dimineață, care îndepărta ceea ce simțise el, că îi dădea tinerii o înfățișare agresivă. Nu, nu era chiar asta. Mai curând deznădăjduită. Dar nici asta nu era. Și nu exista niciun cuvânt care să exprime întocmai că, în zori, ea era gata să atingă un punct limită și că acesta fusese acum depășit. Era sigur că, dacă atunci ar fi existat o armă în mașină, ea nu se mai afla acum acolo. Într-adevăr, după ce s-a trezit din somn, Nardi s-a simțit puțin ridicol, gândindu-se din nou la tânăra femeie din Thunderbird. Dacă, văzând-o pentru a doua oară, nu-l luase pe rapar cu el, era tocmai de teamă de a nu fi și mai ridicol. Acum era mulțumit că procedase astfel. Se pare, domnișoară Longo, că suntem sorțiți și unul și celălalt serviciului de noapte. Nu găsiți? Ea nu găsea absolut nimic, pentru că nici nu-l recunoștea. Am văzut că ați reparat farurile din spate. După un timp. Era un scurt circuit? Pauză. În orice caz, acum funcționează. Un secol întreg. Le-ați reparat la Paris? Un obraz bronzat, ascuns de ochelari, lumina de indicatoarele tabloului de bord, o guriță mică, cărnoasă, care tremura puțin, ca umflată de efortul de a nu izbucni în lacrimi, o șuviță de păr blond, depășind fularul turcoaz, dar niciun răspuns. Vinovată? Dar pentru ce? Ei, vă vorbesc! La Paris v-ați reparat farurile? Nu. Unde? Nu știu, pe la Avalon. Așa da, știa să vorbească. Mi se părea chiar, atât cât își putea aminti, că glasul era mai puțin neutru, mai expresiv. Își regăsise o parte din calm. Dar a fost la Paris? Da, cred. Nu sunteți sigură? Ba da. El își frecă ușor buza cu degetul arătător și de data asta se ostenea să se uite bine la ea, cu toate că, în general, se jena să privească în felul acesta femeile, chiar și pe prostituate. Aveți ceva neplăceri? Ea clătină ușor din cap și asta era tot. V-ați supărat dacă v-aș cere să scoateți puțin ochelarii? Ea îi dădu ascultare. Adăuga apoi repede o explicație, ca și cum ar fi socotit că e necesară. Sunt mioapă. Era atât de mioapă încât, când își scotea ochelarii, renunța cu totul la vedere. Nici nu încerca cel puțin să-și potrivească privirea. În loc să strângă ochii, cum făcea micuța rapar, care era și ea mioapă în urma unei rujeole nenorocite și ale cărei eforturi fără ochelari erau jalnice, ochii tinerei se lărgeau deodată, pustii, ca lăsați la voia întâmplării și îi schimbau înfățișarea obrazului. Puteți să conduceți noaptea cu ochii aceștia? Își îmblânzise glasul, dar era necas pentru fraza asta de polițist încuiat și bădăran. Fata și-a pus din fericire repede la loc ochelarii și a răspuns da, cu o ușoară mișcare a bărbiei. Dar mai exista și pansamentul acela. Nu e prea cu minte, domnișoară Longo, mai ales cu o mână rănită. Niciun răspuns. Și apoi, dacă nu mă înșel, n-ați lăsat toată ziua volanul din mână? Niciun răspuns. Numai drumul dus și întors. Cât v-a luat? 600 de kilometri? Tot fără răspuns. Sunteți obligată să conduceți neîncetat? Acum, unde vă duceți? În sud. Unde în sud? La Monte Carlo. El șuiera admirativ. Sper că nu o să o faceți fără oprire. Ea clătină vizibil din cap. Era prima reacție mai decontractată pe care o vedea la ea. Am să opresc la un hotel, ceva mai departe. La Chalon? Da, la Chalon. La Renașterea. El privi din nou fără să înțeleagă. I-ați spus că ați dormit la Renașterea, nu-i adevărat? Ba da. Aveți camera reținută? Nu, nu cred. Nu credeți? Ea scutura din cap, se întorcea ca să-i ocolească privirea, stătea acolo nemișcată, cu pansamentul pe volan, nu cu acea îngăduință arogantă a unora dintre automobiliști care spun: „Dă-i drumul, ești tare interesant, dar sper să pot pleca când ai să termin de făcut pe paiața cu mine.” Ci, pur și simplu, pentru că era aiurită, pierdută, pentru că nu mai găsea cuvinte, nici idei și renunțase la discuție, ca și atunci când și-a scos ochelarii. Dacă i-ar fi cerut să-l urmeze la postul de poliție, ea nu s-ar fi împotrivit de fel. Probabil că nici n-ar fi încercat să afle motivul. El aprinse lanterna și plimbă lumina în interiorul mașinii. Pot să mă uit în buzunarul portierei? Ea îl deschise. Înăuntru nu erau decât niște hârtii și ea puse mâna pe ele ca să-i arate că altceva nu mai era. Dar geanta o deschise și pe aceasta. Aveți ceva în portbagaj? Nu, doar valiza mea.
Se uită în valiza ei de piele neagră, care nu conținea decât ceva îmbrăcăminte, prosoape, o perie de dinți. Nardi se aplecase peste portiera deschisă, deasupra scaunului din față, iar ea se îndepărtase de la sine, pentru a-i face loc. Era hărțuit în același timp de sentimentul că era un mojic și încă unul plicticos, precum și de presimțirea că trecea pe lângă ceva ciudat și grav, pe care ar fi trebuit să-l descopere. Închise la loc portiera oftând. Se pare că aveți necazuri, domnișoară Longo. Sunt obosită. Asta e tot. Mașinile treceau vuin prin spatele lui Nardi. Sclipiri de lumină puternică plimbau umbre pe chipul femeii, însă aspectul obrazului se schimba într-una. Știți ce vom face? Îmi promiteți că vă veți opri la Chalon, iar eu voi telefona la Renașterea ca să rețin o cameră. Acest fel, va putea controla dacă ea fusese cu adevărat acolo în ajun și dacă nu mințise. Nu vedea ce altceva ar mai fi putut face. Ea aprobă din cap și el îi ceru să meargă încet, fiindcă era multă lume pe șosea în weekendul acesta și se îndepărtă ducându-și arătătorul la cască, în timp ce se gândea într-una. Nu o lăsa să plece. Peste scurt timp se va dovedi că face o gafă monumentală. Fata nu-și l-a rămas bun, iar polițistul cu picioarele îndepărtate, înfipte în șosea, făcea semn mașinilor care veneau din aceeași direcție să încetinească. O urmări cu ochii până s-a întors la motocicletă. Îți spunea că, la urma urmei, vorba aceea, nimeni nu e pasnicul surorii sale și că nu avea să-și reproșeze nimic. Dacă ea avea șanse să sfârșească cu o fotografie în ziar, se va găsi cu siguranță ceva mai departe, pe drumurile 6 sau 7, un coleg mai încăpățânat ca el, care să o împiedice. După 15 ani de serviciu, avea încredere, poate, într-o singură calitate a colegilor lui, dar credea în ea ca în Evanghelie. Erau numeroși și unii mai încăpățânați ca alții.